Bună ziua! În primul rând vă felicit că sunteți astăzi aici alături de noi la forumul Smart Village, ediția a patra. Mă simt onorat și în acest an de prezența dumneavoastră. Sperăm că informațiile pe care noi le-am adus, firmele pe care le-am adus, să fie de folos tuturor OAT-urilor. Și de asemenea avem și câteva lucruri bune pentru dumneavoastră. Spunem din primăriile care au fost anii trecuți la noi, deja au venit cu prezentări în care au prezintă, după cum ați văzut, primăria Cornu, conceptul de Smart Village de la dânsii. O să dau cuvântul colegului și partenerului meu, domnul inginer Cezar Caleap, care va modera astăzi intrările dumneavoastră. Aveți pe domnul viceprimar de la primăria Cornu și pe doamna Nicoleta de la compania Bea. O să vedeți lucruri interesante care sunt foarte utile, zicem noi, pentru comunități, inclusiv urban și rural. Vă mulțumesc și să avem să zicem așa, 3 zile de foc. Da. Modul dragul. Vă spun și eu bine ați venit. Mă uitam mai devreme pe listă și sunt în jur de 40 ceva de oameni care teoretic trebuie să opresc sala asta, dar mă uit că, uite, sunt niște doamne harnice, deosebite și care ne susțin extraordinar de mult. Numele meu este Cezar Caleap, sunt președintele Asociației Zero Energy Building, înseamnă o asociație profesională pentru excelență constructivă și eficiență energetică. Suntem cam de pe, să spunem, peste 10 ani de zile, un grup de oameni, bine, firme, ingineri, arhitecți, profesori universitari, cercetători, inventatori, antreprenori, oameni care au fabrici de case, case de lemn, case de metal, case de cărămidă, instalații pe care le-ați văzut mulți dintre dumneavoastră în zona de performanță sau pe YouTube, mă refer la ventilare, dar ventilare cu recuperare de căldură, mă refer la încălzire și răcire în tavane, de smart house, concept, multe lucruri o să le discutăm și astăzi. Prezența mea aici este o prezență în care încerc să aduc o plus valoare în comunicarea cu dumneavoastră de câțiva ani de zile în acest Smart Village pe care Viorel, patima lui și cu energia lui extraordinară, reușește să-l facă. Spuneam mai devreme că sunt 40 de oameni pe listă, dar cred că soarele, chiar dacă e torit de câteva zile și mi s-a spus că e pericol de incendiu și în sufletelele noastre și poate ar fi bine să stăm mai încoace, uite că pe alții ține legați de plajă, de umbreluțe și așa mai departe. Acum nu contează. Important este că cine chiar pe bune vrea să comunice, eu sunt sigur că aceste 3 zile de comunicare vor fi aici. Și chiar vă recomand acest lucru și vă spun cu profesionalitate acest lucru. De ce? Pentru că din experiența pe care am avut-o în ultimii ani de zile, ce-i drept, nu numai în genul ăsta de conferințe unde sunt invitat, dar mi-am dat seama că aici la Smart Village, în afara ideii de smart, o comună smart, sună cool, da? Mai ales într-o Europa care s-ar dori smart și într-o lume care se duce încetul cu încetul în zona de smart, am văzut oameni, uite cum este și domnul viceprimar și cum sunt foarte mulți alții, care au început să vină an după an și să încerce să facă două lucruri importante pentru comunitățile lor. Comunitățile lor care, între timp, știți, ne-au ales. Eu nu sunt politic, sunt într-o zonă crepusculară, neutru, încerc să fiu cu toată lumea. E mai greu să fii cu toată lumea când chiar vrei să fii cu toată lumea. Dar asta e altă discuție. Și spuneam că aceste comunități care, după aceste alegeri, ne-au ales, suntem un fel de aleși locali, pe toate pozițiile pe care le avem. Aceste comunități, ați văzut și în campanie, că au un alt mesaj. Și la fiecare 4 ani de zile, paradoxal, schimbă mesajul. Și de obicei, mulți dintre cei care sunt acolo la alegeri, rămân cu un mesaj antic și de demult, defazați. Știu că sună ciudat acest lucru, acum bine, s-a terminat alegerile, punerele, cum au fost, cine a ales, bravo lor, mare, un mare caracter. Problema este alta. Încep să ne depășească comunitățile. Comunitățile care ori au fost plecate afară,
de 10 ani, de 20 de ani la muncă, din sărăcie, din dorința de bine, care încep să se întoarcă, care încep să-și dea seama că poate n-ar mai trebui să mai plece, numai că în acești 20 de ani de prezență în Uniunea Europeană, și în toată lumea, de altfel, că am avut voie să ne ducem oriunde, ne-am dat seama că, în afară că România este o țară fabuloasă, și în loc să fim mândri de ea, stăm toată ziua și o blamăm, stăm toată ziua să fim frustrați, nemulțumiți și așa mai departe. Neapărat că aici e grădina Maicii Domnului, cum se spune, poate este, e greu de judecat, dar avem niște lucruri fabuloase pe care măcar ar trebui să le păstrăm. Mă refer la tradiții, mă refer la oameni deosebiți, mă refer la această genetică care se transmite din generație în generație în a fi ospitalieri, a fi primitori, a fi oameni cu suflet deschis, față de cei în care începem să mai concubinăm, mergând la muncă în Europa sau mergând în turism în Europa, și în care ne dăm seama că o fi Europa cea mai tare din parcare, dar din punct de vedere al sufletului, parcarea e goală la ei. Da? Ca să fac așa o mică metaforă. Și atunci hai să ne întoarcem acasă. Problema este că acest smart village este o contradicție de termeni, în sensul în care e o comună tradițională, dar care noi am vrea să o ducem în zona de digitalizare, de inteligență artificială, de soluții smart și așa mai departe. Iar aici, și azi, și mâine, și poimine, sunt sigur că o să vină o groază de prezentatori care vor încerca să vă spună tot felul de soluții. Mai bune, mai rele, mai inovative și așa mai departe. Problema este că va ține de voi mai departe. Și în următorii un an, doi, trei, patru și așa mai departe, până la următoarele alegeri, ok? Dar care tot noi vom fi aici, ok? Ar trebui să le punem în aplicare. Și într-adevăr, uite, o să vă prezinte domnul viceprimar cu mândrie ce a făcut el de la ultimul Smart Village încoace într-o comunitate. O să vă prezinte și doamna și mulți de aici, o să vedeți, o să vă spună că și-au adus o plus valoare, în afară de implicare, și-au adus o plus valoare profesională, și-au adus o plus valoare care la un moment dat i-a marcat ca oameni de oameni deosebiți în comunitatea lor. Ok? Vă lau de bine, că se merită. Și atunci să mă întorc și la mine, la Cezar Caleab Zero Energy Building, să vă spun ce am putea noi să facem în colaborarea cu dumneavoastră. În primul rând, Zero Energy Building este un concept, de fapt nu mai este un concept, este o obligație de vreo 2 ani de zile. Vedeți că în 2020 a intrat în legislație o metodologie în care nu mai ai voie să recepționezi o construcție, și nu face referire doar la casă, face referire și la sediul de primărie sau la orice doriți dumneavoastră, mă refer la construcții noi. În foarte scurt timp va intra, cam într-un an de zile, și construcțiile vechi care vor fi reabilitate și care vor trebui să întâmple în acest standard NZEB, care este un standard european și, știți, noi suntem în Europa. Multă lume încă nu a realizat acest lucru. Au crezut că poate a intrat în Europa ca să schimbăm noi legile din Europa, dar uite că ăștia ne convin până la urmă că trebuie să facem cam cum vor ei. Bine, nu în totalitate. Și atunci NZEB-ul, Early Zero Energy Building, ca construcții consum de energie către zero, sunt o obligativitate legală, dar în primul rând eu consider că vorbim de o normalitate. Haideți să vă explic ce înseamnă. E foarte simplu. Legea spune un lucru banal. Nu mai ai voie să recepționezi o construcție nouă decât dacă cineva o proiectează, o construiește și în final la recepție ai un audit energetic care îți confirmă prin audit faptul că ea este NZEB. Sună cool, că e legea. Bine, acum noi de obicei, chiar dacă e lege, știm că suntem mai îndărătnici așa și poate nu întotdeauna acceptăm așa că apare. Dar acolo spun niște lucruri banale și simple. Ca tu să recepționezi o construcție, în primul rând, trebuie să respecti, hai să spunem, mai multe principii de eficiență energetică. Primul principiu este că trebuie să ai o haină cât mai bună pe casă.
Eu am să fac de multe ori comparația între o casă și un organism viu, un om. Pentru că nu greșesc foarte mult, o să vedeți că, la un moment dat, aceste comparații sunt mai ușor de asimilat decât să mă uit eu pe un lambda, pe un manda care mi-l dă legea și așa mai departe. Care sună cool, dar sună sec. Și atunci, trebuie să ai o haină. O haină care toți știm că dacă punem, nu știu, 10 cm, 15 cm, 20 de cm de izolație, am început să aflăm de, nu numai polistiren, poți să pui vată bazaltică sau vată minerală sau spumă poliuretanică și începem deja să ne ducem într-o zonă interesantă de competență, rezolvă în realitate la o construcție cam între 35% și maxim 40% din eficiență. În rest, clădirea consumă mai departe și are pierdere de căldură. Pe unde ar putea să mai aibă în afară că, uite, eu am pus 20 de centimetri de polistiren pe o casă? Ajutați-mă! Unde crezi că mai poate pierde căldură o construcție? O casă. E același lucru. Fața vitrată. Cum? Geamuri. Ok. Spațiul vitrat este un spațiu care are mai multe lucruri. Ne aduce lumină, ceea ce e bine să ai în casă lumină, corect. Numai că are o mică problemă. Cele mai tari termopane, ca să vorbim popular, din lume, sunt mai proaste decât un simplu perete ca și grosime. Pentru că n-ai cum să dai și lumină, să faci și eficiența energetică. Și atunci, prin spațiile vitrate, e bine să știți că noi pierdem în jur de încă vreo 30%. Și atunci căutăm termopane cu 3 camere, 5 camere, 7 camere, cu lăuie, începem să avem cuvinte de astea minunate. Ceea ce nu e rău. Numai că mai rezolvă doar o bucățică. O mai strângem și de acolo. Pe unde mai pierde o casă? Ia spuneți, domnul Vici. Mai multe lucruri. Bă, ia spuneți unul. Izolarea șarpantei, de fapt nu chiar a șarpantei, ci a plăcii de sub acoperiș. Bun. Trebuie izolată. Trebuie evitat să avem zone de transfer termic. Stați pe eu, că avem mai multe. Eu am vorbit una singură. Înțeles, sunteți un butoi de... Dar să ne oprim la șarpantă. La șarpantă, da? Ce înseamnă? Să nu-ți plouă în capăt, să nu plouă în gât. Da? E o căciură care la un moment... Da, Viorel, spune. O să vorbească. Nu e problemă. Nici o problemă. O construcție, da, are o șarpantă, are un acoperiș dintr-o funcțiune, de fapt, primară ca să nu plouă înăuntru. Că, de fapt, de asta punem noi acoperișul. Numai că este o mică problemă. Iarna, dacă aș ieși, nu știu, la minus 30 de grade, o să spuneți, a, dar nu mai este iarnă, că nu o să fie. E suficient să fie 3 zile, 4 zile, adică nu este nicio problemă. Și ies cu capul gol, între ghilimele, da? O să vedeți că la un moment dat răcesc. Eu am lucrat foarte mult chiar în Rusia, la Coca-Cola ca director, vreo 2 ani cel puțin intensiv, și acolo am trebuit să mor de 3 ori, de 2 ori din cauza frigului, la minus 40 și la minus 50 de grade, și odată din cauza mafiei rusești. Și când am murit de frig, odată a fost sigur pentru că n-aveam căciulă pe cap. Și nu înțelegeam de ce rușii aveau căciulile alea mari. E simplu, și casa trebuie să aibă o căciulă pe cap, care chei să nu-ți plouă, dar să-ți creeze izolație. Pentru că noi, prin acoperiș, indiferent că este de tip șarpantă, șarpantă înseamnă că e în două ape, că e în trei ape, că este de tip terasă, cum e la blocuri, da? Noi avem și acolo încă un 20-25% de pierdere. Și atunci trebuie să-i găsim și acolo o izolație. Pe unde poate să mai pierdă casă? Nu, că știți, pe unde. Ia spuneți, pe unde poate să mai pierdă o casă? Pardoseal. Și trebuie să o rezolvăm. Pe unde? Pardoseal. Ok. Pardoseală, te refer la pardoseala interioară. Eu mă ajungem puțin mai mult la fundație. Dar e bine și la pardoseala interioară, pentru că țin minte că bunica, când mă duceam la Săniuș, știți că mai erau iernii care zice la Săniuș, acum lasem cap un calculator și în telefon. Îmi punea la bocanci, care erau bocanci cât de cât ca lumea, îmi punea, nu știu cum se spune la dumneavoastră, dar la noi spuneau tabane. Tabane de pâslă. Adică îți băga undeva aici, înăuntru, niște tabane. Și lucrul ăsta îl făceam și la muncitorii mei pe șantiere, pentru că l-am dat ei în cizme, dacă e frig afară, știți că se pun ziare. Nu pot, cred că nu știți acest lucru. Și eu mi-am pus întrebarea asta, păi, dar cum spui ziare? Și atunci ei mi-au explicat un lucru, zice, domnul inginer,
punem ziare, pentru că în primul rând absorbe umezeala din bocanci, din cizme, da? Ok. Și atunci mă întorc la esență. Ca să intre încă unul din cei 43% de oameni care trebuie să fie. Ok? Mulțumim, bine ați revenit în propus. Am înțeles. Și atunci o clădire trebuie să o izolez la picioare. În afară că o fundație de stabilitate, dar trebuie să o izolez. Și trebuie să nu lași betonul ăla să intre cu umezeală. Pentru că am dat umezeala și betonul sunt conductive și transmit căldura. Încă vreo 15-20% din pierdere există acolo. Lucru pe care dumneavoastră ca beneficiari, că sunteți în primărie, că faceți reabilitare la o școală, că faceți o construcție nouă și așa mai departe, trebuie să aveți doar un bun simț de a cunoaște acest lucru. Mai departe, corect, ar trebui să vorbiți cu proiectanți care ar trebui să știe aceste lucruri, dar să le știe la perfecțiune, pentru că ăsta e rolul lor și pentru asta îi plătiți, corect? Să aveți auditori care să nu facă la mișto certificate sau auditori sau cine știe cum, ci să le facă pe bune, pentru că adică tot sunt plătiți și așa mai departe. Și atunci mă întorc la esență. O construcție, ca să fie în NZEB, trebuie să aibă în primul rând aceste reguli ale jocului. Să fie foarte bine izolată, v-am zis, în câteva puncte esențiale. Să nu aibă punți termice, începuse să fie domnul primar cu observația, ceea ce este bine. O punte termică este o punte în care undeva în colțul ăla unde am beton, 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 beton și toată umezeala asta cu plus 20 ceva de grade să urcă în colțul ăla, afară dacă este minus 10, minus 15 grade, se creează o punte termică care duce frigul în casă, pentru care apare mucegai. Mucegai care în faza 1 nu-l vedem, care gospodinele îl spală cu clor, elimină efectul, dar nu cauza, și după el apare înapoi. Acum că apare înapoi și iar freci, o freci și așa mai departe, nu e nicio problemă. Problema e că de la bun început trebuia construită cu alumea, pentru că tot acest mucegai nu face altceva decât prin așa zisele instalații de aer condiționat. Ăsta nu e aer condiționat, ca să lămurim lucrurile, e o confuzie. Ele sunt ventilatori care face rece, care rezolvă o problemă de, eu știu, calitatea noastră într-un ăsta, de a fi la 21, maxim 26 de grade ar trebui să trăiești într-o casă. El nu este ventilator, adică nu creează, nu aduce aport de aer proaspăt. Pentru că nouă realitate, astăzi când s-a început conferința, i-am spus lui Viorel, am dat să lăsăm ușa deschisă. Pentru că la un dat aici nu mai era oxigen, a apărut să mirosul ăsta de mucegai și de stătut, îl știm cu toții care există, și la un dat am zis, lasă asta, dă drumul la ventilator, s-a întâmplat la un moment dat schimbarea aerului cu aer proaspăt cu oxigen, numai că acum o să vedeți că cu cât vom sta mai mult, bine, nu cred că o să ne țină Viorel mai mult decât trebuie aici, că ne mai lasă să mâncăm, să mergem la plajă și așa mai departe, dar noi scoatem bioxid de carbon. Drept pentru care și într-o casă, și într-un dormitor, și într-o sală, o să ne simțim din ce în ce mai obosiți. Și atunci, corect o construcție, încă o dată, indiferent că este școală, că este casă, că este, mai ales dacă e școală, unde ai niște copii, ai o responsabilitate, suntem duși cu capul, deci avem bani, avem bani acum, spune cineva că nu avem bani, înseamnă că e din alt serial. Cum se spune, fără număr, fără număr, da? Problema este că în proiectare, nu se pun sisteme de ventilare cu recuperare de căldură. Se pun în continuare niște ventilatoare care nu fac decât funcțiunea de rece. Și la un dat nu înțelegem de ce copiii intră obosiți și pleacă și mai obosiți de acolo. Am dat un singur amănunt în care corect un proiectant ar trebui să vă facă corect un proiect. Și asta ține de voi. Nu ține neapărat de el. Și de ce nu ține de el? Pentru că toți ne convine să fim incompetenți, să fim plătiți mult și să facem cât mai puțin. Este o natură umană treaba asta. Dar voi aveți responsabilitatea să le cereți să facă ceea ce trebuie. Și atunci mă întorc, noi ca echipă, ca Zero Energy Building, de ani de zile, implicit la acest forum, le dăm mesaje către toți care vin că putem colabora cu ei. Noi nu facem marketing acum, adică nu să nu vă imaginați că vreau să vă facem proiecte. Adică avem de lucru, de nu putem să ducem cât avem noi aici, dar ca să comunicăm cu niște oameni care au să te legi de ei relațional. Bine, nu ne cumătrim, nu facem nunță împreună. Bă, dar ca să pui o întrebare, ok, iar
noi vă sunt la dispoziție. Și atunci puteți să le cereți mai mult, dacă chiar aveți atitudine. Dacă nu aveți atitudine, ele merg oricum mai departe, adică să nu se înțeleagă greșit, nu vă ia nimeni nimic. Dar e păcat dacă tot vrem să facem ceva în comunitatea noastră, să nu facem. Iar asta înseamnă atitudine smart. Smart Village. Deci înainte de a face comuna Smart Village, ar trebui noi să ne schimbăm în atitudinea noastră de smart. Și atunci, mesajul pe care noi îl avem în aceste zile, este că până a fi Smart Village, fiți voi smart people. Eu fac așa? Da, bun. Cam asta ar fi, Viorel, despre o prezentare, că la un moment dat o să facem mai multe discuții. Haideți să o luăm pe rând, haideți să luăm pe domnul vice și înainte să ne facă prezentarea, să ne spună câteva lucruri despre el. Numele meu este Nicolae Ionescu. Sunt background-ul meu e de inginer și o să vedeți în toată expunerea mea, că mă refer mai mult la lucruri tehnice decât la... Din întâmplare sunt și viceprimarul Comunei Cotul. Din întâmplare, din voință, da, să spunem așa. Și o să vă fac o scurtă prezentare a localității. Nu acum. A. Întâi mă prim pe la toată lumea. Okay. Ajung și la domnul care a ajuns ultimul, să-l întreb de ce a ajuns. Bun. Atunci să vă spun câteva cuvinte despre, ce să vă spun, despre viziunea mea despre Smart Village. Scurt. Smart Village sună frumos pentru toată lumea, dar degeaba ne gândim la o comună smart în condițiile în care nu avem utilități, nu avem asfalt, nu avem apă, nu avem canalizare și avem probabil un teren de fotbal situat în vârful dealului, strâng cumva pe acolo și în câteva API-uri conectare la internet free. Deci în viziunea mea așa ceva nu există ca și concept de Smart Village. Smart Village-ul trebuie să pornească de la simplul fapt de a avea tot ce ne trebuie ca utilități la poartă. După care trebuie să ne gândim să vedem cum dezvoltăm și să putem integra inteligent toate aceste utilități și să ajutăm cetățeanul care el are, cum să vă, așteptări din partea autorității să facă ceva. Bun, cum spunea și domnul Cezar, se pare că din ce în ce mai mult societatea noi înaintea celor care suntem în administrație. Poate de mai multe ori, eu venind din privat, o viață întreagă lucrând în privat, am hotărât să mă implic și în administrație. Nu trebuie să avem așteptări ca cineva să vină să ne spună că ar vrea, că i-ar place să aibă ceva de genul ăla. Noi trebuie să avem inițiativa și măcar să ne gândim la concepție. Resursele le vom găsi. Resurse sunt, dar trebuie să le căutăm, să fim consecvenți și să implementăm ceea ce putem gândi. Bun, nu putem face singur lucrurile astea. Nimeni nu este omnipotent și atât de inteligent cât să gestioneze toate aceste informații și să le coreleze între ele. Dar avem suportul multora care ne pot ajuta. Important este să fim dedicați și, în principal, consecvenți. Deocamdată atât. Ok, mulțumim domnul viceprimar. Mergem mai departe cu microfonul și înainte să doamna să ne spună câteva lucruri despre ea și de... Stați acolo cu mințică. Sunt cu minte de felul meu, da. Mă bucur să vă cunosc. Este prima dată când particip la un eveniment de anvergura Smart Village Forum. Numele meu este Nicoleta Capbun. Reprezint compania BEIA, consult internațional, o companie pe care poate o știți din piață pentru că și-a început activitatea ca o firmă de telecom în 1991, iar în ultimii ani a tot crescut în sensul că partea de vânzare și implementare de soluții telecom a scăzut pentru că a scăzut și piața, în schimb managementul companiei, care este o familie, familia Suciu, a transformat această firmă, deschizând și alte companii, practic este un grup, se numește BEIA, într-o oportunitate de a organiza și de a coordona și implementa proiecte de cercetare. Pe bani europeni și pe bani mulți, firma, având un background în telecom, a avut posibilitatea să implementeze soluții pe partea de senzoristică. O să prezint la un moment dat două variante de soluții, două proiecte gata, care s-au terminat deja. De
să vă spun că background-ul meu este, am terminat facultatea de jurnalistic acum mulți ani, am profesat foarte puțin, am intrat în IT, deci background-ul meu este în IT, în C și în marketing în ultimii 5-10 ani și nu vreau să vă mai rețin, nu vreau să vă plictisesc, ne mai vedem și ne mai auzim. Da, nu ne plictisim dacă comunicăm. Din primele două intervenții am înțeles un lucru, cel puțin eu. Avem o autoritate locală, avem o firmă, autoritatea locală spune că în conceptul de smart trebuie să ai utilitățile cât mai aproape, eventual la poartă. Vine o firmă care spune da, ți le putem aduce printre multe alte utilități, dar apare o problemă, pentru că lucrurile se schimbă cu o viteză extraordinară, noi trebuie să venim cu o altă performanță, cu alte soluții și așa mai departe. Și atunci, fiind nepoliticos, ca să nu mă duc la doamnele deosebite de acolo, ajung la dumneavoastră. Vă rog. Bună ziua, sunt viceprimarul Comunei Bezdeat Dâmbovița, de profesie și eu sunt de altă natură, deși sunt subinginer din la facultate automatică, destul de mult. Într-adevăr, rezonez cu ce a spus și domnul viceprimar, și de natura funcțiilor care avem, într-o comunitate prioritate și unde și la noi în comună sunt utilitățile, partea ce înseamnă infrastructură, dar trebuie îmbinat și cu, poate, cu evoluția în timp a părții. E vorba de a crea condițiile în așa fel încât comuna respectivă să poți să implementezi și nou, să zicem, ceea ce înseamnă și partea de smart. În comună de la noi am încercat, am avut proiecte cu școală care am implementat și cu eficiență energetică, ce s-a discutat și aici, avem și o grădiniță și alte proiecte în derulare, dar totul depinde de finanțări și noi ne dorim foarte mult, dar din păcate reușim puțin. Vă mulțumesc! Da, o nouă necesitate, necesitatea de a combina, să spunem, dorința versus putința. Dorința, da, poate este să fie ceva în zona de smart. Smartul nu e așa de ușor de definit, că nu înseamnă doar niște soluții. Exact cum a spus și domnul viceprimar, trebuie să vorbim de concept smart, trebuie să vorbim de o mentalitate pe care oamenii din comunitatea noastră să o aibă din ce în ce mai smart și așa mai departe. Deci o muncă continuă din punctul ăsta de vedere. Și, într-adevăr, poate depinde și de finanțare. O să avem subiectul ăsta de finanțare și o să înțelegem că pe undeva, cred că știți acest lucru, eu doar îl subliniez, l-am spus și la conferința de anul trecut și uite că se adeverește. România în clipa de față, deci în anul de grație 2024, este în cea mai bună perioadă a istoriei ei, cred că de la Burebista încoace. Și am să definesc așa mai popular acest lucru. Când spui că e rău, într-o casă, vorbesc neapărat într-o comunitate, rău este când, bă, mi-aș dori ceva și n-am cu ce. Bă, n-am cu ce. Am cu cine, n-am cu ce. Problema este că într-o comunitate, ca să ai cu ce, cred că corect, unul din lucruri înseamnă nu numai oameni, nu numai specialiști, nu numai soluții, nu numai tehnologii, trebuie și bani. România, e bine să știm că suntem în cel mai bun moment în care noi acum avem, la nivel de România, următoarele surse de finanțare. Suntem în exercițiul 2021-2027, mă refer la fondurile structurale pe care Uniunea Europeană la fiecare 7 ani de zile ni le dă. Acum 2021, știți că între timp ne-au dat cu puțin coronavirus pe la nas, ne-au ținut vreo 2 ani de zile pe acasă, ca să vadă, bă, oare putem să-i ținem pe ăștia acasă? Și-au dat seama că poate să ne țină. Mai că vrei, nu vrei, am dat banii ăștia, trebuie să vină. Sunt 32 de miliarde de euro, care până acum, cred că nici măcar 5% noi nu i-am accesat din acești bani. Vă dați seama că în câțiva ani de zile cineva trebuie să-i cheltuie. Și atunci, la un dat, intrăm în butada aia, care de când am intrat în Uniunea Europeană, tot timpul ne plângem,
Bă, dar noi nu luăm decât 50%, că polonezii iau 90%, că iau 100%, că iau 105%. Și noi români, și apare teoria conspirației, ba nu, că nu noi, că eu un european. Să fie foarte clar, dacă chiar vrei ceva, se poate. E drept cu muncă, cu implicare, cu onestitate, cu tot ce doriți dumneavoastră. 32 de miliarde puneți odată la teșcherea, da? Tocmai din cauza că a fost coronavirus, un european s-a gândit și a făcut acest PNRR. Păli reziliența de noi, domnule, să dăm la oamenii ăștia, că săraci, adică să le mai dăm încă vreo 32 de miliarde de euro, s-au băgat prin PNRR. Nu intrăm în conspirații, că programul l-a făcut ăla, că l-a făcut ăla, așa, încă o dată. Esența în sine este că sunt 32 de miliarde. Care noi știți ce s-a întâmplat? Acum, în 2026, se închide la pâine. Și noi din PNRR nu cred că am luat în clipa de față mai mult de 30%. Dar, încă o dată, ăsta e soarta noastră, care ne-o facem cu mâna noastră. Să cumva să credeți că cineva nu vrea să vă dea. 32 cu 32 am povestit, da? Mergem mai departe. Vedeți că în 2020, sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră ați auzit de celebrul Green Deal. Care începe, că nu, că murim de grija lui Fram Ursul Polar, de la calotele glaciale, că bioxidul de carbon, da, se schimbă vremea, eu nu pot să zic că nu se schimbă vremea. Dar încă o dată, esența din punct de vedere financiar și a posibilităților de investiții este simplă. În 2020 Uniunea Europeană a semnat 1000 de miliarde de euro care să le injecteze în toate economiile din Uniunea Europeană. Bine, n-am mai apucat încă o dată. A fost coronavirus, iar între timp, acum, cei drept după alegerile care s-au întâmplat acum la Parlamentul European, vor fi niște modificări la nivel de Green Deal. Dar banii ăștia tot vin. Hai să ne imaginăm că încă vreo 30 de miliarde ajunge prin România. Cred că vă imaginați că zero orică nu știm să le punem, da? Adică sunt astea, adică fără număr. Nu sunt toți banii. Știți că orice guvern care există, de 20 de ani de când suntem în Uniunea Europeană, cred că de la Burebista încoace, dar mai ales de la Revoluție încoace, nu face altceva decât să se împrumute. Miliarde și miliarde și miliarde și miliarde. Și atunci fonduri guvernamentale, care vin prin ministere, care vin prin consilii județene, care vin prin posibilitatea voastră să găsiți bani, deci nu neapărat pe toate aceste surse, punem zero ori la fel că nici nu vreau să mă mai gândesc, apropo de datoria minunată a țării și așa mai departe. În plus față de acești bani, vedeți că mai aveți niște bani care puteți să-i accesați ca primării. Conceptul de Smart Village la nivelul Uniunii Europene, chiar dacă la nivelul guvernului nostru este zero barat din punct de vedere a conceptului, și nu exagerez aici, noi de când facem conferința asta o să vedeți. Invităm oameni de la ministerie, invităm, pentru că dorim să fie o comunicare interactivă între toți, între toți acești vectori care l-am dat, pot să-și aducă. Unii, într-adevăr, se zbat la nivel guvernului. Și eu am fost, recunosc, ca ministru secretar de stat la fondurile europene, mi-am adus și eu aportul, m-am chinuit, am luptat. Sunt mulți oameni, să știți, în administrația publică, care chiar pe bune muncesc și fac. Că vor fi și alții, asta e o altă discuție și poveste. Dar, încă o dată, Smart Village, la nivelul Uniunii Europene, este directivă, care are bani puși deoparte, care nu trebuie decât cineva să-i ceară. Pe direcția, habar n-am, nu știu, că punem iluminat smart în comune, că facem utilitățile la poartă, să nu știu ce vrei. Iarăși, zero ori și zero ori care trebuie să aducă. Și mai există încă o sursă de venituri, care e bine voi să știți că le aveți. Sunt zone defavorizate în România. Bine, România este defavorizată la nivelul Uniunii Europene ca zonă. Da? Suntem undeva prin zona crepusculară, aproape de Bulgaria. Aici, încă Varna aici, pe unde e. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, Uniunea Europeană, să știți că nu are interes neapărat noi să fim tot timpul la coada căruții. Clar că nu-și doresc să fim ca în Germania, că doar nu ne-au băgat ca să fim ca în Germania. Dar la un moment dat ei își doresc să bage bani ca să poți să începi să mai faci pași și să vii din urmă. Bani pe care noi nu-i cerem. Bani care poate să vină din programe de genul ăsta, de coerență și de dezvoltarea zonelor defavorizate. Uite, eu vin din zona Vaslui. Bine, șmecher de București, de 25 de ani, capitalist. Dar în Vaslui, în continuare, acolo, este o zonă crepusculară. Și numai Vaslui.
dacă vreți, punem pe hartă de neplictisim, da? Nimeni nu cere, am văzut la un dat, era cineva din Vaslui aici, nu dacă e în sală, dar oricum, ca primar, o primăriță, sau ok, Bănescu o să vin. Nimeni nu cere bani direct de la Bruxelles, cum au Bruxelles, trebuie să zic, da, tu de la aia își cere bani și spune că în comuna ta tu ai oameni care nu numai că s-a gramați, nu numai că săracii nu au WC-ul în fundul curții, adică noi vorbim, domnul viceprimar, de o școală, noi facem o școală în standardul SMART, în standardul NZEB, și noi avem încă copiii care au WC-ul în curte. Este ireal în anul de grație 2024, adică. Și atunci, haideți să de noi depinde să cerem. E drept că la un moment dat, dacă cer, s-ar putea că ia din greșeală să și dea. Și dacă îți dă, s-ar putea la un moment dat că trebuie să-și muncești. Și atunci nu-mi e bine să nu cerem? Bine, că sunt sigur că nu e cazul la noi aici de față și atunci mergem mai departe și uite, o să ne fac o prezentare colegul nostru. Vă mulțumesc. Numele meu este Felix Șerp, sunt patronul unei firme cu domiciliu în Dâmbovița. Și suntem la București, mai exact firma Fully Smart Solution. Am venit aici pentru a vedea ceea ce se întâmplă, ceea ce am văzut că povestiți dumneavoastră, lucruri foarte interesante și foarte binevenite, să zic. Ce aș putea să spun că firma noastră se ocupă în principal, la ora actuală, este o firmă nouă, înființată anul trecut, pe baza unei experiențe personale, să spun, deoarece am locuit 16 ani în Spania și m-am întors cam de 5 ani. La ora actuală ne propunem să implementăm sisteme de siguranță rutieră, sisteme inteligente de siguranță rutieră. Nu știu dacă ați văzut, s-a apărut foarte mult la știri în ultima vreme, am implementat primul sistem sau mai primul limitator inteligent de viteză din Europa cu ieșire din asfalt, mai exact un bumper inteligent, la Znagov. Este un proiect pilot pe care l-am susținut în totalitate pentru că era necesar neapărat să-l omologăm și să-l certificăm, certificarea CE, care arată că atât la stadiul de fabricare, cât și la stadiul de funcționalitate, respectă toate standardele europene, inclusiv care urmează în curând să iasă și la care se vor trebui să se supună cam tot ce există pe piață. Acest lucru îl voi prezenta mâine ca și speaker. Și pe lângă asta, firma noastră se ocupă totodată cu implementarea de sisteme educaționale moderne, inteligente. Printre astea avem cel mai performant sistem de sudură virtuală cu realitate augmentată, tot ce înseamnă materiale educaționale, cele mai performante la ora actuală, inteligente, pe sectorul de pneumatică, hidraulică, electrică, electronică. Vrem să venim în sprijinul instituțiilor de învățământ, în special, unde este foarte necesar să se intervină cu, sau să se investească, mai bine zis, în aceste sisteme, deoarece practicile tradiționale de formare se pare că nu mai funcționează, nu numai în cazul sudurii, în cazul tuturor meseriilor. De aceea, la ora actuală, vedem că ne confruntăm cu cea mai mare criză de forță de muncă specializată, fapt pentru care trebuie să importăm din Asia, Africa și așa mai departe, care oricum nu rezolvă pentru că nu sunt atât de bine specializați. Există o foarte mare deschidere din partea instituțiilor de învățământ în acest sens. Chiar alaltă ieri am fost la Pitești, la Liceul Tehnologic, unde am implementat astfel de sisteme. Urmează Universitatea din Suceava, la Dâmbovița, iarăși la Târgoviște am pus. Și iarăși, pe viitor, va apărea un sistem ca și celelalte, ca bumperul acela inteligent, un sistem patentat, un sistem unic, care va ține de partea meteo,
și care la ora actuală, pe lângă asta, a devenit și un sistem de dezăpezire automat, care nu necesită intervenție. Lucrurile astea le vom prezenta mâine și de aceea n-am dorit să ne aflăm. Vă mulțumesc. Da, uite că să fac un mic comentariu. Smart Village înseamnă să nu mai lași oamenii să plece. Bine, n-ai cum să-i legi cu lanț de calorifer să spui așa, trebuie să stai. Ci trebuie să le dai niște condiții în care să înțeleagă că ceea ce găsește el în Spania, cu siguranță, e mai, hai să spunem, civilizat decât poate în România. Nu e obligatoriu peste tot, că orice țară de afară din Europa, să știți că are și plusuri și minusuri. Noi vedem doar partea frumoasă, dar să știți că cine pe bune muncește acolo și face, realizează că lucrurile nu stau deloc cum poate credem noi idilic. Da? Și închei cu un singur comentariu apropo de smart. E bine să înțelegem că la un moment dat un român și-ar dori să revină acasă sau n-ar mai dori să plece, chiar dacă nu avem asfalt, chiar dacă asfaltul se face cu zeciuială, chiar dacă lucrurile se fac nu cum sunt afară, ok, că chiar dacă nu avem zonele acestea de dumping și așa mai departe, smart și. Pentru că el aici, în compensație, găsește oameni deschiși, găsește oameni cu sufletul mare. Nu zic că în Spania nu sunt. Dar ceea ce noi avem în România este nu neapărat unicat, că ne-am umflat mai mult decât trebuie pene. Dar ăsta este o valoare extraordinară și smart pe care noi avem și, ca de obicei, noi nu-i dăm valoare. Și atunci o să închei acum doar cu partea dreaptă, facem după aia o pauză de prezentare cu domnul viceprimar. O să te ascult acum pe tine, cu o mică prezentare, și după aia, cu mare bucurie, ajungem în zona crepusculară, doamne. Bună ziua, Genovelu Ancea mă numesc, administrator public. Saude. Administrator public în orașul Nehoiu, din județul Buzău, de profesie inginer, destul de mult în privat, acum 2 ani, de 3 ani, administrator public. Ce pot să vă spun? Poate părea puțin ciudat că sunt prezent aici, la Smart Village, deși sunt administrator public de oraș. Ideea e că orașele noastre, mai ales orașele mici, sunt mai mult sate decât orașe. Nu știu dacă 30% din populația orașului chiar are, trăiește la standarde urbane. Sunt niște sate adunate cumva sub cupola unei administrații mai mult geografic centrale, care se numește oraș. Da, sunt dezavantaje în ultimul timp mai puțin cu asta. În trecut erau fonduri europene care nu puteau fi accesate de noi pentru că eram oraș și erau direct către comune direcționate. Acum mai puțin sunt posibilități pentru orice. Încercăm să ridicăm standardul de viață al cetățenilor din orașul nostru. Chiar dacă sunt diferențe foarte mari, adică avem în același timp proiecte de eficiență energetică, de, eu știu, dotări cu echipamente inteligente la școli și în același timp utilitățile în alte zone nu sunt asigurate. Spuneați de campanie electorală, într-adevăr, asta este și un motiv foarte ușor cu care se poate veni într-o campanie electorală, că faci, eu știu, cumperi programe inteligente de 10.000 de euro în condițiile în care cineva nu are apă și canal acasă, sau faci piste de biciclete și oamenii nu au canalizat. Nu ne oprește asta și așa vedem normal și aș vrea să văd peste tot. Da, prioritățile sunt unele, dar exact cum spuneați, finanțările vin din toate părțile. Dacă te oprești și aștepți să le faci pe rând, nu vei face niciodată nimic. Până când se va conecta la canalizare ultimul din comună, tot ce vedem acum
pe smart, pe noi tehnologii, pe eficiență energetică, vor fi trecut și tot ultimul conflict. Asta e părerea mea. Ok. O să mergem pe 22, când are dânsul prezentarea. Haideți să mergem să prezentăm primăria Cornu. Bun, care-i timing-ul? Ca să nu fim stresați, că te simți stresat. Timing, nu suntem. Fiecare are un timing. Corect. Și după asta ținem perspectivă să înțelegem cum ne organizăm. Este simt. Prezintă Cornul, prezintă Beia, avem o pauză, să mergem să bem o cafea și continuăm încă o jumătate de oră prezentările cu Luiza Cărucă. Primăria Luiza Cărucă. Okay. Și am și chiar prezentarea domnului viceprimar. Care nu știe că eu am. Ok. O să vă prezentăm că ați făcut niște realizări în mandat, tocmai de asta. Ok. Bun. Ne-am organizat, ok. Nu este nicio problemă. Înainte să merg la domnul viceprimar, vă dau doar o mică observație apropo de ultimul comentariu pe care l-a făcut domnul administrator. Vedeți că vor fi trei obiective mari. Acum, după alegerile Uniunii Europene. Nu după alegerile noastre, că am fost oameni la Uniunea Europeană. Vorbesc la nivelul Bruxellesului. Care ne vor defini pe direcțiile pe care noi, ca România, implicit la nivel local, ar trebui să le cunoaștem măcar și să le înțelegem. O direcție este federalizarea Uniunii Europene, de care tot auzim de 5 ani, de 10 ani, de 20 de ani. Uniunea Europeană, ca să devină puternică la nivel competitiv cu Uniunea Sovietică sau cum s-ar chema ea, Comunitatea Rusească, Uniunea Statelor Americii, Uniunea Chineză, BRICS-ul și așa mai departe, nu are nicio altă soluție decât să creeze o Uniune Europeană pe bune. Asta înseamnă statele vor deveni zone federale cu o singură armată, cu o singură poliție, cu CIA, cu FBI, exact ca formație, exact ca în Statele Unite. Constituție, da? Și așa mai departe. Drept pentru care România, vrea nu vrea, de cam 15 ani ținem cu dinții la regionalizarea României, pentru că nu e simplu să avem 2500 de primari, 2500 de vice, 2500, mă refer doar la comune, pur și simplu. Exact, orașe care normal n-ar trebui să aibă un statut de oraș și așa mai departe, pentru că ele au fost la momentul X făcute cum s-au făcut. Și atunci, regionalizarea Uniunii Europene și a României, vedeți că înseamnă aceste 8 regiuni, mari și late, care la un moment dat vor fi mai puține județe, mai puține comuni și așa mai departe. Are sens să intrăm în amănunte, cu toate că și ăsta e un subiect de smart, care ar trebui să-l discutăm, poate zilele următoare. Al doilea lucru foarte important este, vrem nu vrem, trebuie să înțelegem că a doua linie clară este profitând și chiar nu mă joc cuvintele, profitând, dar în sensul prost al cuvântului, de războiul din Ucraina, Uniunea Europeană deodată i-a pălit grija de război, de industrie militară, de să ne facem armate, adică deodată așa ne plictisim, așa, și n-ar trebui, bă, că dacă vine rusul, înțelegi? Ok, dacă vine rusul, cum suntem fiii ploi, din toate punctele de vedere? Și atunci nu neapărat că rusul e tare și că noi suntem slabi. Și atunci miliarde și miliarde se vor duce într-o gaură neagră a zonei militare. Dar nu în cele din urmă, dorința Uniunii Europene de a fi competitivă este dependentă de următoarele criterii. Trebuie să fie smart, trebuie să fie eficient energetică, care să poată să aibă resursele să și le regândească, ok, și să devină competitivă la nivelul industriei, ca să putem aici să mișcăm lucrurile la nivelul Uniunii Europene cât mai mult. Lucrul ăsta, dacă îl înțelegem, cele trei direcții, o să vedeți că ne mai simplu să gândim chiar la nivel local și la nivel punctual de priorități. Și acum, domnul viceprimar ne va face o prezentare. Vă mulțumesc. După cum v-am spus, numele meu este Nicolae Ionescu, sunt viceprimarul Comunei Cornu, din Prahova, lângă Câmpina, nu știu ce să vă spun mai mult ca localizare, să ne puteți identifica. Vreau să vă prezint, nu o să vă plictisesc foarte mult, așa, în linii mari, ce am reușit să realizăm noi în, nu vreau să spun în ultimul mandat, pentru că sunt lucruri care au fost începute de mai mult timp, dar, cum vă spuneam, trebuie să fii consecvent și perseverent ca să le poți duce la bun sfârșit.
Comuna Cornu este o localitate destul de mică, avem 150 de km pătrați toată suprafața ei, avem 4.444 de locuitori de la ultimul recensământ. Nu mai are rost să facem o analiză pe vârste și sexe, pentru că se pare că suntem din ce în ce mai bătrâni și se pare că ceva mai multe femei decât bărbați. Dar asta e altă discuție. O să vă prezint puțin cum arată localitatea noastră, niște imagini luate cu drona din zonă. Avem câteva puncte de interes local, le spunem, dar sunt foarte de efect și, în general, căutate în special de localnicii noștri, dar nu numai. Aici avem o cruce undeva pe vârful dealului, care pe timpul nopții este iluminată. Iarăși un punct de atracție și de interes. O să încep cu câteva informații despre infrastructura localității. În acest moment avem peste 45 de kilometri de drumuri comunale. Bun, o parte din ele, vreo 8 kilometri, sunt drumuri județene, dar tot așa, cu eforturi și cu parteneriate cu Consiliul Județean, am reușit să le reabilităm. Toate sunt asfaltate, toate sunt la standardele normale de a fi un drum circulabil. Pe lângă aceste drumuri avem 42 de km de rețea de distribuție apă potabilă. Vreau să vă spun că apa o luăm de la barajul Paltinu, avem o aducțiune de 8 km prin pădurea până la bazinele noastre de stocare, deci suntem cumva, avem ca backup undeva la 48 de ore numai în bazinele noastre de stocare, chiar dacă nu mai avem posibilitatea de a lua de la baraj, iarăși 40 de kilometri de rețea de distribuție gaze naturale, 40 de kilometri de distribuție energie electrică, vă dați seama, pe unde sunt drumuri o să avem și aceste rețele de utilități, canalizare 38 de kilometri, după cum vedeți, o oarecare mică diferență, la care sperăm să mai avem proiectele gata, dar să obținem și liniile de finanțare. O stație de epurare care asigură 800 de metri cubi în 24 de ore, care iarăși avem un proiect de extindere a capacității, că se pare că zona devine de foarte mare interes, se construiește foarte mult în zonă și o să ajunge la un moment dat la capacitatea maximă a stației și trebuie să luăm anumite măsuri. 45 de km de rețea de iluminat public, deci efectiv toate drumurile care sunt asfaltate au și rețea de iluminat public. Spre, cum să vă spun, spre rușinea mea, doar 3 puncte de acces free Wi-Fi în localitate, bine, în zona centrală, urmând ca pe viitor să extindem în general în toată zona să o acoperim cu Wi-Fi gratuit. Ca infrastructură sportivă avem un teren de fotbal, la standard, prea mă pricep eu așa la sport, dar la teren de fotbal mare. Avem un teren de mini-fotbal, un teren de tenis, avem o sală de sport, avem un bazin de not pe care l-am recepționat undeva, l-am pus în funcțiune, de fapt, la 1 iunie, anul acesta. Câteva imagini cu sala de sport și în interiorul sălii de sport. Câteva imagini cu terenul de fotbal și terenurile de mini-fotbal. Undeva în stânga jos puteți vedea bazinul de not și cu o imagine din interiorul bazinului de not. În acest moment este complet funcțional. Oricine vrea să meargă, vă invit să faceți o baie la Corn. Un pic legat de infrastructura administrativă și culturală a comunei. Evident, avem o primărie, avem un cămin cultural, avem o bibliotecă și un muzeu. Și o să vă mai explic ceva mai încolo și alte clădiri care cu destinație, să spunem, culturală, dar care încă nu sunt finalizate, începute de ceva timp. Și cum a fost situația, s-a pierdut finanțarea, au dat faliment constructorii și suntem cu ele cumva în conservare în acest moment. Anul trecut, în iunie, am dat în folosință noul sediu al primăriei Cornu. Îl puteți vedea în stânga sus. Este o clădire modernă. Nu pot spune, iarăși, din punct de vedere tehnic, că este în zeb, cum spunea domnul Cezar, dar lucrurile acestea se vor remedia cumva, sper, în următorii 4 ani.
pentru că așa a fost dată soluția tehnică de proiectant. În momentul în care eu am ajuns acolo și era deja demarat proiectul, nu mai puteam face nimic să schimb soluția tehnică. Clădirea din dreapta sus este căminul cultural și el, pot spune, în acest moment este reabilitat, dar încă mai avem ceva probleme cu dotările interioare, încă nu este dat în funcțiune. Jos în stânga avem o fântână arteziană care este dinamică, poate lucra stand-alone sau după muzică, foarte frumos colorată noaptea, un punct de atracție în centrul comunei. Și în dreapta jos este biblioteca și muzeul comunei Cornu. Vă pot spune că această clădire deja avem contractul semnat, se lucrează la proiectul tehnic și detaliile de execuție pentru consolidare seismică și eficiență energetică. Câteva obiective de interes, nu foarte multe. Avem două biserici, una care are peste undeva în anul 1600 a fost cumva identificată în resursele istorice care ar fi fost construită imediat după moartea lui Mihai Viteazul, după ce a fost omorât, atunci soldații lui ar fi venit acolo, dar nu sunt documente clare că așa ar fi. Să vedeți câteva imagini, aceasta, cea din stânga sus este biserica care are peste 500 de ani. În centrul comunei o biserică mai nouă și avem și o mănăstire undeva în vârful dealului, mănăstirea de Maici. Nu pot să vă spun mai multe, că nu... Sunt creștin, dar nu practicam. Nu. Spre rușinea mea. Trecem la infrastructura educațională. În Cornu avem o școală gimnazială, clasele 1-8. Am reușit undeva în primăvara acestui an să terminăm proiectul de reabilitare energetică a clădirii. Pe lângă această reabilitare energetică am aplicat și la C15, toată lumea știe, de finanțare pe TIC și o să vedeți, am echipat complet această școală pentru a defini cumva, a o defini din punctul meu de vedere, este școală smart. Acum trebuie să mai avem și aplicabilitatea profesorilor de a face smart din această școală. Tehnica o avem, mai rămâne skill-ul ca să putem spune că este smart. O să vedeți ceva mai multe imagini. Avem o grădiniță cu două grupe de program prelungit și o grupă de program normal. După cum puteți vedea, complet echipată, cu pătuțuri, cu toate condițiile pentru a crește în siguranță și în normalitate copilașii noștri. Acum vă propun un challenge. Să-mi spuneți dacă comuna Cornu este Smart Village. Pentru că din definiția Smart Village sau Smart City avem mult mai multe linii pe care și constrângeri pe care trebuie să îndeplinite și la o comună greu să poți îndeplini toate acele criterii și constrângeri pe care ți le dă definiția de a fi smart. Revenim la școală. În proiectul de reabilitare energetică, inițial se dorea doar a se face doar partea de izolație tehnică, termică, cum spunea domnul Cezar, și ușor e un proiect care l-am început dinainte de a fi eu în funcție de viceprimar, l-ajutam pe domnul primar la momentul respectiv și am venit cu ideile de a implementa, de a dezvolta infrastructura din această școală. Și după cum vedeți, pe acoperiș avem sistem de panouri fotovoltaice. Pe lângă faptul că izolarea termică, conform auditului energetic, s-a realizat, avem un certificat energetic care confirmă faptul că nu putem spune că este NZ, dar ne apropiem de lucrul acesta. Avem sistem fotovoltaic care produce energie, o stocăm în baterii deocamdată, pentru că legislația e destul de stufoasă și neclară, să devii prosumator, să nu devii, nu știi exact, așa că am preferat să investim niște bani în acumulatori. Are o capacitate de 60 de kW. Suficientă pentru suficient. Nu chiar suficientă, dar asigură o autonomie destul de bună pentru toate funcțiunile acestei școli. După cum vedeți, în dreapta avem și
vizualizarea sistemului de producție fotovoltaic ne spune cât în acest moment, chiar aseară mă uitam, am produs de undeva din decembrie anul trecut în jur de 15 megawatts. Am produs cu această instalație fotovoltaică. Iarăși, un proiect pe care l-am implementat în toată infrastructura școlii. Mie îmi place să-i spun că este Building Management System, pentru că lumea spune că iluminatul inteligent asta înseamnă absolut totul. Nu. Eu am integrat aici mult mai multe lucruri. Odată pe lângă iluminatul inteligent din zonă, din școală, am introdus și utilitățile care le pot gestiona și le pot seta de la distanță, în funcție de voință și de ce parametri vreau de climat vreau să obțin în interiorul clădirii. După cum puteți vedea, vedem layout-ul clădirii, cred că este parterul, nu, este etajul, din câte îmi dau seama. Avem informații despre iluminat. Puteți vedea, fiind cu verde, toate corpurile de iluminat sunt active. Un lucru care nu doar le oprim și le pornim în funcție de cum dorește fiecare. Am implementat, avem un senzor care măsoară intensitatea luminoasă în fiecare clasă. Prin normativele de sănătate ne impun că în școli trebuie să avem un anumit flux al iluminatului, astfel încât să nu obosească elevii, undeva la 500 de lux și la nivelul mesei, unde stau. În funcție de perioada sezonieră sau de intensitatea soarelui de afară, ele se dimează, ele se sting automat încât dimineața vor porni 100%, asigură 500 de lux și la nivelul băncilor. La 10 dimineața o să scadă treptat pentru că avem foarte mult transfer din afară. Și ele în final se vor opri. Bun, putem lucra și în mod manual, dacă dorim mai multă lumină, le putem lucra din butoane sau din interfața grafică de pe calculator. Spunea domnul Cezar ceva mai devreme de instalațiile de ventilație și climatizare. În general, noi le amestecăm pe amândouă, climatizare și ventilație, ca fiind același lucru. Nu, sunt două lucruri diferite. Bun, ca idee generală, le putem spune climatizare sau ventilație generic. Instalația de climatizare asigură confortul termic în interiorul locației. Prin diferite metode. Noi am optat aici, la școală, pentru un sistem de pompe de căldură sol-apă. Am realizat vreo 25 de foraje la metri, preluând energia termică a pământului și, în sfârșit, transformând-o în energie termică pe care o transferăm în interiorul clădirii. Dar cum lucrează această instalație? Prin sistemul de Building Management System putem comunica cu pompele de căldură și avem informații din fiecare clasă. Putem seta în fiecare clasă o valoare de temperatură în funcție de dorința fiecăruia, deci totul este flexibil, nu suntem limitați ca totul general să avem 25 de grade în fiecare clasă. Putem regla pe fiecare clasă. Ce am mai făcut? Aveam sistemul de încălzire clasic, cel cu radiatoare. Centralele termice fiind încă bune și era păcat de ele să le aruncăm. Le-am păstrat și pe același și sistemul de încălzire cu radiatoare l-am păstrat. Puteți vedea în dreapta, undeva aici, se vede ceva negru. Ele fiind ca sistem de backup, în cazul în care, puțin probabil, pompele de căldură intră în avarie, automat, prin Building Management System, dă comandă la centrale să pornească și automat se conectează, acele capete termostatate sunt conectate în sistemul KNX, în sistemul de Building Management System și în funcție de temperatura locală, ele deschid sau închid și asigură climatul din fiecare clasă. Un pic mai departe. Deci asta fiind vorba de sistemul de climatizare. Avem și sistem de ventilație. Ce înseamnă asta? Spuneați mai devreme cumva că stăm la școală, copiii sunt obosiți, le bate pântul în cap și pleacă bolnavi. Știm că undeva la peste 1000-1200 de PVB
concentrația de CO2 în aer începe să afecteze comportamentul uman. Noi aici am implementat o centrală de ventilație care asigură aportul de aer proaspăt pe fiecare clasă. Astfel încât, în momentul în care avem senzor de CO2 în fiecare clasă, în momentul în care în orice clasă detectează o creștere a valorii de CO2, automat pornește sistemul de ventilație și asigură aportul de aer proaspăt în toată școala. Lucru care funcționează, este eficient, bineînțeles, centrală de ventilație cu schimbător de căldură, nu mai există altceva. Cu recuperator de căldură, de fapt. Iarăși puteți vedea câteva imagini. Bun, în conformitate cu noile norme de protecție la incendiu, sigur, a trebuit să implementăm sistem de detecție, sistem de hidranți interior, pentru că altfel, unitatea fiind în proces de autorizare la securitate la incendiu, documentația depusă la ISU. Iarăși că pentru siguranță, vedeți niște puncte verzi, jos, sunt niște senzori de prezență apă în zonele umede, în zona tehnică și zona de băi, în condițiile în care se sparge o țeapă ceva, automat detectează prezența apă și anunță pe un telefon, primește un mesaj că avem inundație. Aici câteva imagini cu pompele de căldură și centralele termice vechi. Cam atât, nu vă mai plictisesc cu școala. V-am spus că iarăși am avut o linie de finanțare pentru pe C15 cu dotări TIC. Uitați, puteți vedea laboratorul de informatică. Complet dotat cu tablă inteligentă, fiecare copil cu laptop pe masă, toată comunicația se face wireless, mai puține cabluri pe jos. Bun, avem și LAN-ul, dar mai puține cabluri pe jos. Laboratorul de fizică și de chimie, complet utilat, toate cele două mese ale elevilor conectate la apă, gaz, electricitate, astfel încât să-și facă toate temele. Un pic legat de primăria Comunei Cornu. Noi spunem că încercăm să digitalizăm, iarăși e un concept, digitalizarea nu înseamnă doar să ai un calculator pe birou și ne-am digitalizat, trebuie să ai și în spate toate softurile și să fie interactive cu cetățeanul, astfel încât să eliminăm din ce în ce mai mult prezența celor oameni la ghișee, ci să aplice direct pe site-ul primăriei să ceară orice formular. Bun, e departe, mai avem de lucru. Încă lucrăm la acest sistem. După cum vedeți pe site, avem cele cu verde, pătrățele cu verde, sunt toate formularele care le poți solicita online și la care o să primești răspuns. Încă se lucrează, nu toate sunt funcționale, dar acolo o să ajungem. Vorbeam de rețeaua de iluminat public, toate drumurile, 45 de kilometri de drumuri, avem și iluminat public. Aveam și anterior un iluminat public smart, din păcate nu mai aveam asigurat suportul tehnic privind platforma de gestionare a iluminatului și am aplicat pe AFM, am luat primul 1 milion de lei și am făcut doar două puncte de aprindere din comună. Undeva în săptămâna aceasta, săptămâna viitoare, o să ajungem cu el în finalizare și o să-l recepționăm. Iarăși două puncte de aprindere inteligente. Pe platformă comunică cu serverul celui care asigură serviciul de iluminat și putem face punctual pe fiecare corp de iluminat să facem ce dorim noi, să-i spunem. Cu cât se dimează, cu cât se reduce, la cât se oprească. Și o să avem toate informațiile de consum, avem flexibilitatea de a face noi, cel care gestionează sistemul, orice gândire de dimming, astfel încât putem face o intersecție să fie iluminată cu 80% în timpul nopții, de la 12 la 4 dimineața, alta să fie cu 30% neavând trafic, deci putem gestiona efectiv modul de funcționare și, în principal, consumul energetic, pentru că acolo ne doare. Pe partea de managementul apei,
În acest moment, cum v-am spus și la început, avem două bazine de stocare a apă. Totul este gestionat prin sistem SCADA, totul este automatizat. PLC-ul transmite către sistemul SCADA și au toate informațiile în dispecerat în biroul celor de la apă, toate informațiile în orice moment și modul de funcționare. Bineînțeles, în momentul în care apare o alarmă, ei sunt informați. Iarăși, pe partea de epurare, avem sistem SCADA, care tot așa este centralizat în dispecerat. Bun, fiind o zonă de deal, știm că, în general, sunt și zone unde canalizarea nu poate fi doar gravitațională, trebuie să avem și puncte de pompare, astfel încât să ducem apa unde poate merge după aceea gravitațional. Ce puteți vedea în dreapta sunt pompele de transfer din comună, care asigură pomparea apei zonelor care sunt undeva mai jos față de nivelul gravitațional de scurgere. Iarăși, transmis în SCADA, putem superviza oricând parametrii de funcționare și de alarmă. În acest moment avem în lucru, ieri, alaltă ieri când am plecat de la servici, mai aveam în jur de 100 de contoare inteligente de montat pentru toți utilizatorii. Ce înseamnă aceste contoare inteligente pentru apă? Înseamnă că, pe de o parte, nu o să mai asigur un salariu unui om, se ducă să-mi citească lună de lună, toată luna să meargă din poartă în poartă să citească contorul. Și inginerul care se ocupă, directorul tehnic al companiei, se urcă în mașină și a tableta, trece pe lângă, pe drumul respectiv, automat citește prin tabletă indexul de consum. Ceea ce este un lucru mult mai facil și sperăm să nu mai mergem pe estimat și să mergem pe realitate în fiecare lună să facturăm exact ceea ce consumăm. Bun, eu aici mai am o altă viziune, dar nu știu dacă o să, cât de repede o pot implementa. De-aia și trec la următorul slide. Am realizat un sistem de supraveghere video pentru 20 de kilometri în comună pe fibră optică. În condițiile astea, eu aș vrea, revenind la sistemul de apă, aș vrea să montez niște gateway-uri pe rețea, astfel încât să nu mai fie nici nevoie să treacă cineva cu mașina sau cu tableta în mână pe lângă poartă, ci automat să transmită prin fibra optică către dispozitivele de comunicație absolut toate informațiile. Vedem ce rasă de acțiune o să aibă. Următorul proiect care este deja implementat, sistem de supraveghere video, 96 de camere de luat vederi, diferite caracteristici, fixe, rotative, cele care le pot citi și identifica numărul de mașină. Toate sunt conectate prin fibră optică și transmit în dispecerat, unde poliția locală poate urmări și vedea. Aici încă mai avem ceva de lucru, să vedem cum reușim iarăși. Pentru că știu că se poate din soft să trasezi anumite linii, anumite perimetre, astfel încât la cineva care trece de linia respectivă să primește automat informația de că cineva a trecut în zona respectivă. Mă refer, ca toată lumea știm, punctele sensibile unde toată lumea aruncă gunoaiele, greu de controlat, și așa putem gestiona mult mai facil. Aici este o imagine din dispecerea cu toate cele toate camerele în funcțiune. Vă mai spuneam de ceva proiecte. Uitați, avem un proiect, deja am semnat contractul de finanțare pentru o centrală fotovoltaică de 300 de kW peak, pe care o să începem, am început la proiectare. Încă să găsim proiectantul, să negociem contractul și să începem la proiectare, care o să asigure, eu sper, în totalitate consumul energetic din clădirile publice ale localității și luminatului public. Vă spuneam de bibliotecă, renovare integrată, consolidare seismică și energetică. Avem iarăși un proiect care a trecut de lista de sinteză. Vrem să modernizăm stadionul de fotbal și cam așa va arăta. Avem câteva randări. Așa va arăta în final stadionul cu clădirea aferentă.
un centru cultural care, vă spuneam, este deja, el este construit, a rămas în de vreo 8 ani de zile, nu s-a mai mișcat nimic la el pentru că s-a pierdut finanțarea datorită intrării în insolvența constructorului. Am refăcut proiectul, avem proiectul gata, iarăși așteptăm o linie de finanțare ca să-l finalizăm. Și cam asta este totul legat de Pomul Acorn. Vă mulțumesc! Da, să știți că chiar dacă sunt timide aplauzele, sunt bine meritate pentru domnul viceprimar, pentru că el e, cred că e defect. Și am să mă definez, să înțelegeți de ce, de câțiva ani de zile la acest Smart Village, de obicei vin foarte mulți specialiști care vorbesc cu patimă de ceea ce fac ei, de landa, de manda, de tot felul de lucruri fabuloase vis-a-vis de smart technology. Și deodată ne trezim eclipsați și ne trezim, eu recunosc spășit, la ceea ce văd acolo și la felul cum pune patos în ceea ce discute el, că vine deodată un viceprimar care e politic, e ciudat, e venit politic așa, și care, culmea, discută mult mai bine decât noi ca specialiști. Și asta, de fapt, e un lucru smart pentru Cornul, pentru zona de Village. Și atunci m-aș întoarce la domnul care a venit specialist din Spania. Nu neapărat că trebuie să ne lăudați pe noi românii, bine, și noi sunteți ca și noi prea români. Dar așa e că în Spania, peste tot, este ceea ce spune domnul primar la Cornul. Adică acest cumul de tehnologii, de smart, de lucruri fabuloase, de acțiuni pe care le face. Și atunci, poate din punctul ăsta de vedere, ar trebui noi ca români să nu mai fim așa de tot timpul eclipsați și timorați și zicem, doamne, bine că suntem mai mult decât bulgari, adică, dar suntem pe coada listei. Să știți că din extraordinar de multe puncte de vedere, noi ca români suntem deosebiți. Și ar trebui să fim mândri de lucrul ăsta. Uite, eu recunosc, e a doua oară când îl văd pe domnul primar, anul trecut și anul acesta, și din punctul meu de vedere, v-aș ruga să nu mai fiți timorați și hai să-i acordăm niște aplauze mai tumultoase, pentru că chiar noi... Mulțumesc! Nu sunt obișnuit cu aplauzele. Da, aveți dreptate. Poate vi se pare ciudat ca din partea unui viceprimar să vină să expună anumite concepte tehnice. Nu uitați, eu sunt inginer, am lucrat o viață în privat. Undeva prin anii 2000, cred că am fost printre primii din România care am implementat un sistem de building management system, dar pe parte industrială, nu de 5 clase la școală, și pe parte industrială, pe parte de proces farmaceutic. Deci lucrurile astea nu sunt necunoscute. Problema e cum le putem aplica. Ca și toată tehnica, toată tehnologia care a apărut în ultimul timp, întâi a fost implementată în armată. Cineva a dezvoltat acolo, a făcut-o viabilă, după care a transferat-o către civil. Așa trebuie să facem și noi. Ceea ce cunoaștem, expertiza, potențialul tehnic pe care îl avem sau nu îl avem, sau îl putem dezvolta, trebuie să-l implementăm în jos, în administrație. Pentru că ăsta este scopul. Dacă îl ținem doar pentru noi ca să facem poze frumoase, nu, pozele acelea sunt cele realitatea de pe teren la Cornul. Oricând vă pot invita să veniți acolo să le vedeți. Ele sunt reale și sunt funcționale. Vă mulțumesc! Mulțumim încă o dată. Viorel, uite, ți-a făcut o invitație, domnul viceprimar, și sunt sigur că au mai fost invitații de genul ăsta. Hai să facem și niște sesiuni în timpul anului, că acum m-am prins poanta cu marea, cu de astea, adică știm care e poanta. Dar uite, omul ne cheamă acolo ca să facem niște ateliere de comunicare interactivă. El ne cheamă ca să facem un networking între administrația publică și cei care vin din zona particulară. Și să știți că scopul, chiar și la acest Smart Village pe care, uite, suntem acum prezenți, scopul în realitate este de fapt de networking. Nu neapărat că trebuie să fim prezenți, să discutăm, să facem. Important este dacă se leagă ceva mai departe. Și atunci se poate lega ceva business to business, se poate lega ceva într-un parteneriat public-privat, se poate lega ceva doar printr-un simplu exemplu de bună practică, și sunt sigur că nu numai la el este acest lucru, sunt sigur că o să mai avem lucrurile acestea, și pe care când ne întoarcem acasă
chit că suntem viceprimari, că suntem administratori publici, că suntem pur și simplu angajați a unei primării, ne putem duce și să-l deranjăm pe ăla care a ajuns între timp, acum după alegeri, la butoane, cum s-ar spune, să-i spune, bă, frate, uite, în altă parte se întâmplă așa ceva. Nu e, nu, nu în Spania, nu cum credeai tu, în Anglia. Uite, se întâmplă și în România așa ceva. Și atunci acest, și închid acest lucru, acest atelier de comunicare poate ar trebui, după întâlnirea aceasta de săptămâna aceasta, noi să continuăm. Să continuăm între noi, să discutăm, să ne punem întrebări. Uite, eu v-am arătat disponibilitatea pe care o are echipa pe care eu o conduc. Uite, domnul primar, chiar pe bune, dați drumul la grătar dacă venim acolo și facem de astea? Că nu-i pentru grătar venim, cred că nu o să vin. Am înțeles. Deci la muncă, adică asta. Bun, Viorel. Să tragem o concluzie. Spuneți data, luna viitoare suntem acolo și avem 3 firme cu care vin. Deci mâine o să cunoașteți o firmă din Galați care vă va rezolva toată problema aceasta cu camerele de luat vederi. Va fi prezent aici, este una dintre firmele care aduce ceva nou, unicat în România prin inteligența artificială. Da, nu am o problemă cu camerele, e de lucru și n-am avut... Deci veți avea specialistul mâine aici. O să venim și cu domnul Felix, care să vedem, să implementăm la Cornul ce am făcut la Snagov, ce s-a făcut la Snagov. O să venim și cu cei de la BEA, care urmează acum pentru partea de aer curat și tot ce înseamnă. Și spuneți dumneavoastră data, ca să și-o fixăm. Până plecăm de aici, ne spuneți data cum să venim. Să iau eu o decizie, știți cum e. Păi, știu, vorbiți cu domnul primar. O decizie luată de viceprimar poate fi contestată în secunda 2 de primar. Știu, dar ați făcut invitație, avem martori, acum noi venim. Da, dar vă confirm eu data. Până plecăm, să o confirmăm ca să ne punem de comun acord. Sigur. Da? Ok, înainte să înceapă doamna și mulțumim Viorel de invitația asta. Știți că e o capcană ce face Viorel cu dumneavoastră acum, da? El e simplu, el trebuie să facă bani, că e normal. E un om de afaceri. Din punctul ăsta de vedere, poate el n-a fost atent, că de obicei nu suntem atenți la ce vorbesc alții, suntem atenți la ceea ce vorbim noi, da? Asta e o chestie umană. Eu spuneam printre picături că dacă din greșeală pe lângă una, două, trei, patru firme, care ok, bine să vină, poate rezolvă, nu rezolvă, dar măcar, uite, e un scop a forumului în care noi venim cu niște oameni. Nu crezi că măcar unu, doi, trei oameni de la primării din alte părți ar trebui să vină să vadă și acest exemplu de bună practică? Și atunci, dacă îi chemăm și pe ea, vezi că data aia care tu o stabilești trebuie puțin coroborată cu dorința și putința la toată lumea. Ca să nu ne ducem doar de dorul de a ne duce. Și cu ocazia aia poate facem și un atelier de lucru de ăsta, de Smart Village. Nu neapărat, hai să vedem cum facem un business. Greșesc, domnul Vice? Mulțumim, vă rog. Da, apropo de ce a spus domnul Caleap, suntem atenți la ceea ce spunem noi, dar nu îi ascultăm întotdeauna pe cei care. Domnul viceprimar a întrebat, ne-a provocat, este Cornul un Smart Village sau nu? Îmi permit, pentru că tot urmez la catalog, să spun părerea într-un minut. Cred că Smart Village și Smart Community, cu comunitate smart, indiferent că e la țară sau la oraș, se poate defini prin acest concept doar dacă este condusă, dacă are factor de decizie oameni care sunt smart. Smart nu înseamnă, din punctul meu de vedere, repet, numărul de diplome pe care ți-l afișezi într-un cabinet. Smart înseamnă să vrei să înveți, să-ți angajezi subalterni și oameni, chiar dacă fac parte de la tine din familie, să-i trimiți la școală și să facă școală și să fii deschis la nou. Doar dacă ești deschis la nou și nu te gândești decât, nu te gândești la propria ta, cum să spun, valorificare, la propria ta burtă, așa poți să-ți dezvolți comunitatea. Poți să fii deștept fără să fi fost la multe facultăți, că știm foarte bine cum sunt facultățile în ultimii 10-15 ani. Oamenii care sunt aici au undeva o vârstă care facultatea încă se făcea fără să numeri masteratele. Făceai facultatea pe bune, ca să mă exprim așa. Și da, cred că cu un domn viceprimar, nu știu care e primarul, dar poate nu e și atât de relevant aici, cred că Cornul poate fi numită o comunitate, un sat, care este pe panta ascendentă spre smart. Tocmai pentru că am avut parte de prezentarea unui om atât de aplicat, inginer, specialist, care nu vorbește doar ca să facă slalom printre concepte.
Și rămân în conceptul smart mai departe, proiectul la care mă refer se numește Smart Sense, întâmplător, nu l-am ales neapărat pentru asta. Pot doar să fac o mică acoladă despre compania pe care o reprezint. Beia este și-a construit în curtea, care este destul de mare, o comunitate smart, în sensul că mai toate proiectele de la început, în ultimii peste 20 de ani de când a început să facă proiecte, întâi pe fonduri structurale, până să aderăm noi la NATO și la, scuze, și la NATO, dar și la UE, în practică a vrut să-și pună la punct și să aibă propriile proiecte pilot la el în curte. Pentru că și-a și permis, având un buget care i-a permis, o mentalitate care i-a permis și care ulterior, aplicând și fiind propriul proiect pilot în câteva proiecte alese la început și ulterior s-a dezvoltat pe proiect de cercetare, a putut să aibă și un exemplu și a vrut să vadă că funcționează. E că atunci când tu ai o idee, nu știi dacă poți să o pui și vecinului, dar o pui la tine acasă și vezi că nu ți s-a dărâmat casa și vezi că ești încă întreg și chiar poți faci bani din asta ulterior, propagând mai departe ideea ta. Smart Sense este, a fost gândită, Smart Sense este un acronim, dacă vreți, este un cadru tehnologic în sensul că a fost gândit pentru promovarea zonelor turistice din țară, care, din punctul meu de vedere și al lui Bea, am permis să spun, România poate fi un Smart Sense în fiecare zonă, pentru că avem o multitudine de reliefuri, ca să spun așa, și poți să-ți transformi satul într-un punct turistic și cu turism faci bani în toată lumea asta. Indiferent că îl inviți, îți faci în comunitatea ta pe care vrei să o faci la un moment dat smart, dar păstrezi o zonă în care ai niște colibe, îi faci să se gândească pe turiști la daci, dar omul respectiv totuși are și un duș la care se poate spăla, adică nu-l... Chiar dacă tu îl improvizezi sau... Adică, asta e ideea. Cred eu că poate și aici... Știu că nu inventez apa caldă, știu că foarte mulți oameni și foarte mulți dintre dumneavoastră reprezentând autoritățile publice poate s-au gândit sau se vor gândi de acum încolo ca în zona respectivă să se poată face bani în comunitatea respectivă și din turism. Și atragi turiști prin niște idei mai mult sau mai puțin noi, dar pe care nu le-a mai avut nimeni în zona respectivă. Și atunci, strictă pe acest proiect, platforma respectivă pe care care a fost construită și la care s-a lucrat ca proiect de cercetare, este de fapt o platformă cu aplicație mobilă, deci poți să o pui pe telefon, pe tabletă și să poți... merge în diverse zone, aici a fost în zona Dunării, zona Deltei a fost ca proiect pilot aplicată și ulterior asta este curtea și casa care se numește Beia. Apropo, Beia, pentru faptul că este o companie din frăgezimea anilor 90 ridicată, numele este luat din, este un sat în care administratorul firmei s-a născut. Este undeva pe lângă Feldioara și practic a vrut, odată cu cartea pe care a învățat-o în București și copiii pe care și-a dat la școală, a vrut să-și facă o mică comunitate cu comuniune sufletească în curtea lui și și-a botezat și compania Beia. Adică Beia este numele unui sat, nu înseamnă ceva anume, este numele unui sat între daluri, între Sighișoara și Brașov. Soluțiile și domeniile de activitate pe care le îmbracă Beia în ultimii mai mult de 20 de ani au câteva verticale, deci soluțiile de comunicații care au fost inițial piatra de temelie a companiei, întrucât ea a avut din anii 90 distribuție de Alcatel, de Siemens, deci a avut parteneritate și exclusivitate la un moment dat, ulterior a avut și competiție, parte de securitate, soluții inteligente, big data, astea deja sunt niște concepte mai la modă în ultimii ani de când a dat business intelligence peste noi, big intelligence, cum îi mai zic eu.
call center unde, bineînțeles, a avut la un moment dat un propriu call center pentru clienții existenți în anumite proiecte pe care le-a dezvoltat și le-a implementat. Smart Sense a fost început cu două firme mari, Alt Factor este din Galați, Bea din București, și ei au fost promotorii, ca să spun așa, și au avut această idee pentru care au primit și bani, cu obiectivele care se pot vedea, adică integrarea tehnologiilor de vizualizare, recunoașterea audio-vizuală. Aici vă spun ce s-a întâmplat în Delta Dunării. Practic au fost implementați într-o anumită zonă, Mira 23, de exemplu, senzoristică, în stâlpi, într-o anumită zonă unde ni s-a permis, și au fost experimentate și înregistrate foarte multe sunete ale păsărilor, ale foarte multor păsări pe care ulterior s-au demonstrat că sunt din ce în ce mai puține, apropo de extinția asta de păsări, de problemele care apar odată cu poluarea și care a ajuns, din păcate, și în Delta. Aplicația la care vă referam este o platformă aceea, accesibilă atât pentru Android cât și pentru iOS. Între timp a fost implementată, adică este încă în testare, dar poate fi găsită, care are incorporat harta interactivă, o componentă asta de senzoristică de care vă spuneam, integrarea componentei de realitate augmentată, recunoaștere vizuală și audio. Aici sunt câteva detalii despre această hartă interactivă care utilizează tehnologia GPS, locațiile, restaurantele cele mai apropiate. La asta mă referam, este o aplicație pe care o poți avea disponibilă pentru locuitori, dar mai ales pentru oamenii care vor să vină în zona respectivă. Și se pot informa înainte și o pot folosi ulterior. Și componentele care sunt înscrise aici sunt partenerii noștri din Spania, sunt furnizori de senzoristică cu care Bea lucrează și îi folosește în general la proiectele pilot și nu numai, și soluțiile pe care le vinde. Datele, aici sunt niște date, zi un pic cam tehnică, nu vreau să intru foarte multe amănunte, pot să pun la dispoziție și informații mai multe când discutăm și prezentarea care este prezintă câteva detalii care, mă rog, putem să le adâncim într-o discuție ulterioară. Realitatea augmentată. Nu știu în ce măsură sunteți familiarizați cu acest concept. Sunt convinsă că mulți dintre dumneavoastră măcar au citit sau vor citi de acum încolo. La ce mă referam aici, tehnologiile acestea de realitate augmentată permit interacțiunea aceasta obiectivelor turistice cu obiceiuri locale și situri unde este cazul, în zona Dobrogei chiar este cazul, situri arheologice. Recunoaștere vizuală face parte din aceeași, e un nou capitol, ca să spun așa, al aplicației. Aici avem tot la fel câteva date, tot pentru că a fost în zona Dobrogei, apropo de experiențele gastronomice. Și recunoașterea audio, clasificarea speciilor de păsări. Chiar dacă pare o chestie de manual, de zoologie, este o componentă importantă din punctul de vedere al științei, al vieții noastre. Faptul că anumite păsări pe care, de exemplu în Delta, cât să rămână în zonă, cu care ești obișnuit, dacă locuiești acolo, la un moment dat începi să le vezi din ce în ce mai rar sau deloc. Asta înseamnă ceva, înseamnă că trebuie să iei tu, ca autoritate locală, ar trebui să iei ceva măsuri în timp. Aceasta este aplicația. Cine dorește poate să facă acum o fotografie, cred că se poate lua codul QR. Dacă nu discutăm, vă pot da un site aici unde se poate
Și de asemenea este și un manual. Și asta a fost prezentarea, da? Și vă mulțumesc pentru atenție, sper că v-am plictisit excesiv. Bun. Viorel, mă uit la oră și faptul că am început puțin mai târziu, chit că e un efort, e o propunere, nu e obligatorie. Nu mai bine continuăm și terminăm puțin mai devreme și ne ducem cu toții, că dacă apucăm acum să scoatem, să-i scoatem de aici, deja se închide la pâine după aia, adică dau un exemplu. Cer scuze, 2 minute mi-a scăzut liberul de nicotină. Da, da, da. Atunci, 2 minute, poate mai vrea cineva să fumeze. Nu, putem discuta, stăm aici, liniștiți. Dacă vrei 2 minute, comunicăm între noi. Da, și nu, chiar și asta, adică dacă vrea să fumeze. Ideea este simplu și aș vrea să leg partea de la Bea, de exemplu, cu Consiliul Județean Buzău. Da? Pentru că Buzău are o zonă interesantă din punct de vedere turistic, care a trebuit fructificată și puse acești senzori ai voștri care să scoată în calitatea aerului pentru o anumită zonă turistică și atât poate să devină un punct forte. Cum se spune, mergeți la Durău, că este cel mai bun aer din România, poți să spui și la Buzău, un locul cu tare, este cel mai bun loc de agrement pentru copii. Și adică e doar o sugestie, nu neapărat... Nu, dar putem discuta, dacă doamne, dar acum a ieșit același domn primar. La Buzău a ieșit același domn primar, președintele de Consiliu. E președintele Consiliului Județean, discutăm de lucru. Da, primar este domnul, Toma la Buzău, care aplică de asemenea o invenție a domnului Horneț, care a fost prezent anul trecut la noi la forum, și un cartier întreg din Buzău este încălzit pe tehnologia Eco Horneț. Da? Deci există o deschidere fantastică în județul Buzău și atunci de-aia am și făcut legătura. Mai avem Cara Severin aici, dar trebuie să discutăm cu fiecare zonă în parte. Când avem mesele rotunde, eu zic că vom avea timp suficient pentru asta. Este că la un moment dat, dacă vreți să folosiți vreodată o aplicație de genul ăsta, în care la un moment dat, de fapt, creați o comunicare într-un potențial turistic pe care cineva, cum ați spus, teoretic, ar trebui să facă bani și așa mai departe, ceea ce chestii aduc la bugetul local niște bani. Mai că este o paradigmă pe care trebuie să o sărim. 90, ca să fiu simpatic, la 100 din administrația publică din România nu e curioasă să facă bani. Nu cred. Ba da. Vreau să credeți că sunteți bine businessmen. Eu încerc să vă spun pentru că am legătură cu ei. Am fost și într-o parte și în alta. Problema este că la un dat, dacă banii oricum îți vin, n-ai de ce să faci bani. E drept, apare o foamete pentru că la un moment dat te trezești, n-am bani de salariu, n-am bani de făcut aia, n-am de dus proiectorii, eu înțeleg ce spuneți. Dar ceea ce veniți dumneavoastră, veniți cu niște tușee care sunt extraordinare, eu nu pot să zic că nu. Și atunci la un moment dat cred că ar trebui să schimbăm puțin mentalitatea celor care sunt în zonele de decizie, care să înțeleagă că pe lângă bani fără număr, care vin de unde vin, cum vin și așa mai departe, noi putem picătură cu picătură să mai aducem niște fonduri acolo. Problema doar de clic aici, de mentalitate, dacă nu... Și oricum, banii îți vin, teoretic, îți vin, dar e vorba nu numai de autoritatea publică, un primar vrea să rămână și să administreze mai departe, trebuie să fie oamenii mulțumiți. Nu îi mulțumești doar dacă le dai, aduce apa în curte, unde mai e cazul, sau gaze, sau ce mai, infrastructura. Îi mulțumești și dacă îl ajuți să-și deschidă niște pensiuni și chiar să facă bani. Adică, eu la asta, și la asta, poate că n-am fost foarte clară, că nu mi-am pregătit așa speech-ul, a fost tot de asta și comunicăm. Da, din de moment, așa, dar m-am legat mai departe, mai degrabă de chestia cu formă. În schimb, de asta mă referam la oamenii smart, oamenii care sunt deschiși. Oamenii smart înseamnă, de fapt, deschidere. Și aveți dreptate. Să vorbești și cu cei pe care te susțin și te-au susținut. Tu ești mai departe un factor de decizie în respectivul comun, în respectivul oraș. Și, practic, îi ajuți să vadă anumite lucruri. Nu trebuie să vezi doar tu ca primar. Tu trebuie să iei pe aia mulțumiți că și tu o să fii mai departe. Și la putere și mulțumit. Corect. Dumneavoastră sunteți un optimism ca om, ca businessman, ca reprezentant de firmă. Sunteți un vizionar ca om. Ok. Nu zic că nu sunt și primar, nu zic că nu sunt și președinți de consilii județene într-o zonă de asta crepusculară. Numai că vă anunț, poate nu ați fost atent. Între timp s-au terminat alegerile. Da? Și mai vorbim peste vreo 4 ani, cu o săptămână înainte sau cu o lună înainte, în care acea comunitate, eu trebuie să-i spun povestea, să-i povestesc ceva.
Și atunci îi voi spune și noi vom aduce turismul. Și noi vom face, nu știu, WC-urile nu sunt curte și sunt în altă parte și punem lămpi LED și nu știu ce. Și atunci noi românii, fiind pe comemore pe termen scurt, ni se întâmplă un fenomen. Noi abia atunci, și cum facem? Și dar nu, păi că alea cu PSR, alea cu PNR, și începe cercul globus, da? Ok, ce încerc să vă spun? Dar 4 ani, din prima zi în care ai luat primar, mă duc frumos la el și zic, bă băiatul, mi-ai dat o listă, da? Ia să vedem. Din lista asta care ai spus că vei face, hai să stăm puțin călare pe tine, să fim siguri că încep să faci măcar jumate. După care, apropo de ce ai spus, luăm noi și îți mai dăm noi încă, ca să nu te plictisești vreo 4 ani de zile, încă o groază de propuneri, că le-am văzut la conferințe, că le-am văzut pe YouTube, că le-am văzut nu știu ce. Iar asta înseamnă o atitudine civică pe care, la un moment dat, dacă vrei să fii smart într-o comunitate, indiferent că e sat sau ce-o fi el, adică și noi trebuie să fim smart. Numai că noi, pac, ne se duce palierul, adică s-a închis la pâine și mai vorbim peste 4 ani. Încrâncenați, cu probleme, cu ordenează. Eu nu vă contrazic, adică sunt sigură că realitatea din teren dumneavoastră o știți mult mai bine. Eu vă spun că în ultimii 25 de ani am lucrat în vânzări și am lucrat atât în mediul privat cât și în mediul artistic, era să zic, mediul guvernamental. Și observ că în ultimii cam 10 ani oamenii care sunt în autorități publice sunt altfel, sunt mai tineri și sunt mai deschiși. Vă spun ce am observat eu de pe partea asta a omului care se duce să convingă sau să vândă ceva, o soluție, un pix, orice. Mă refer că oamenii s-au schimbat, nu mai e mentalitatea de anii 90, când un primar era ca un șef de consignație. Intrăm într-o politică care după aceea putem să stăm să discutăm. Exact. Punctul meu de vedere, nu, Doamne ferește, nu vreau să influențez nimic, dar sunt destul de pragmatic, să știți. Pentru că eu vin dintr-o zonă clar de 35 de ani de particular, de om de vânzări, de om care a trebuit să produc bani ca să-mi duc familia. N-am lucrat niciodată în administrația publică, chiar și când am fost la minister ca ministru, m-au luat ca tehnocrat. Pentru că era necesitatea ca România să negocieze cu Uniunea Europeană pentru nou exercițiu 2002. Și am condus PUIM, Programul Operațional Infrastructură Mare. De exemplu, în acest program, să vă dau un exemplu simplu, banal. Erau proiectele de apă și canalizare. Miliarde, miliarde și miliarde care recunosc, le-am semnat, le-am gândit, erau pe o anumită direcție și da, au început să se facă în România și în sate, și în comune, și în orașe, și așa mai departe. Numai că vreau să vă spun un lucru banal, simplu. Ceea ce noi am gândit cu banii europeni și pe o anumită direcție legislativă, în practică, fiecare primar și-a adus un tușeu, așa, adică artistic. Oare o face, dar poate nu face, dar poate nu știu ce. Ei, lucrurile acestea nu trebuie să se întâmple. Deci aici tu ai niște lucruri care trebuie clare. Ce spuneți dumneavoastră este acea plus valoare pe care tu mai poți aduce. Ceea ce acolo, da, ține de cât de talentat, cât de energie este și așa mai departe. Hai să continuăm prezentările, Viorel. Viorel? Eu mă numesc Angela Chinuțica, sunt viceprimar al Comunei Corni, județul Botoșani. Am emoții, sunt pentru prima dată aici venită. Domnul primar a venit consecutiv la aceste întâlniri, Bărbăru Valerian. Pot să spun că ne mândrim de ceea ce am făcut la Comuna Corni. Deci, în ultimii 4 ani, domnul primar a adus un aport foarte mare comunei. Ne-am mutat într-o primărie nouă, am făcut o grădiniță nouă, construim centre de comunitate integrată pentru satele defavorizate, unde copiii o să aibă o masă caldă, o să aibă asistență medicală, un centru comunitar integrat care acum o să se finalizeze în următorul an la Corni, unde persoanele defavorizate care nu au asistență medicală, cred că nu găsesc cuvântul acum, o să fie preluate gratuit de către asistenții comunitari și o să fie pregătiți pentru a ajunge la UPU la Botoșani. Deci, domnul primar, lucrând înainte de a fi primar la Ungal, deci a adus tot ce se poate și a făcut tot ce se poate în absorbția de proiecte. Deci avem acum un proiect pentru canalizare, continuare, 17 km de canalizare, aducere de magistrală de gaz, deci asfaltare, foarte, foarte multe proiecte care sunt în derulare.
Deci noi n-am făcut o campanie, deci din primul, din prima zi din care am intrat în primărie cu domnul primar a fost o adevărată campanie. Deci tot ce s-a spus că va face, a făcut. Deci dați un click pe primăria Corbotoșani și o să vedeți mult mai succint toate realizările făcute de către domnul primar și de către noi primărie. Vă mulțumesc! V-am numărat de câte ori ați folosit și domnul primar, și a făcut domnul primar, și când a făcut domnul primar, și când... Ok, iertați-mă, nu e o critică. Din contră. Toată stima pentru domnul primar. E fabulos, minunat, l-au ales, a piena oară, ok, bravo lui. Dar știți, nu, el n-a vrut nimic. El este un administrator al unei comunități, ales, corect, politic, dar fără echipă, fără echipă, e zero barat orice primar din toată România asta. Și atunci hai să nu ne ducem neapărat doar în zona individuală, pentru că noi uităm spiritul nostru de echipă. Iar dacă vrem vreodată să facem smart ceva, să nu uităm că smart înseamnă un team building care trebuie să fie smart. Și în care toți să ne aducem plus valoarea. Și care nu numai cei din administrație să-și aducă plus valoarea, să-și aducă și locuitorii, și comunitatea, și așa mai departe. Bun, plus și ceilalți care vin din exterior, din zona de business și așa mai departe, și vor să-și implementeze soluții. Și atunci, încă o dată, continuitatea pe care dumneavoastră o aveți acolo și dorința de bine, trebuie să bazeze pe acest spirit civic de echipă. Și atunci, felicitări încă o dată, nu domnului primar, ci echipei care este la dumneavoastră și a comunității care a înțeles că trebuie să alegem corect un primar care să meargă cu o echipă mai departe ca să ai continuitate în asta. Greșesc? Nu, el a lucrat foarte mulți ani în Nu, el nu mai vreau să aud el. V-ați fixat. Nu știu. Lăsați-o. E bine. Felicitări pentru ce ați făcut cu toți. Haideți. Bună ziua. Numele meu este Raluca Burada. Am lucrat în, sunt exact cum ziceați și dumneavoastră mai devreme, șmecheră de București. Am lucrat în Ministerul Agriculturii vreo 4 ani, după am plecat prin transfer la Agenția de Plăți pentru Intervenție și Agricultură Buzău, vreo 15 ani, și de 2 ani lucrez în Consiliul Județean Buzău. M-am retras la Pietroasele de Buzău, bănuiesc că știți despre această comună. Da, vinul de Pietroasele. Avem multe proiecte în derulare. Eu sunt doar în 2 proiecte până acum, având în vedere că sunt doar de 2 ani. Unul dintre proiecte este cel cu scheme de finanțare pentru biblioteci, pentru a deveni hub-uri de dezvoltare. Celălalt este cel cu microbuzele electrice pentru elevi. Sunt multe proiecte, exact cum ziceam și mai devreme, și mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră. Sper și la anul să fim împreună în aceeași echipă. Pentru, dacă hotărâți să veniți în Buzău, să avem întâlnire acolo, eu dețin Hanul Vânătorilor din Pietroasele, nu eu sunt administrator, că nu am voie. În județul Buzău dețin și încă o locație unde se poate caza lumea acolo. Sports Pub se numește. În Hanul Vânătorilor avem și un cort de evenimente care deține și o piscină. Deci sunteți bineveniți acolo, oricând. Mulțumesc frumos! Mulțumim de invitație, cu drag. Hai să mergem mai departe, să ajungem la Consiliu. Tot Consiliul Județean Buzău, în această calitate, particip la acest eveniment. Iana Nicolae mă numesc. Sunt directorul Direcției de Dezvoltare Regională din cadrul Consiliului Județean Buzău. Lucrez de 30 de ani în administrație publică. La bază sunt inginer. Am terminat inginerie nucleară, nu am reușit să profesez, pentru că din primul an mi-am canalizat partea aceasta profesională către latura administrativă. Am desfășurat o activitate de 3 ani și jumătate în cadrul prefecturii, instituției prefectului județului Buzău, după care m-am refugiat, să zic așa, la Consiliul Județean Buzău.
Dacă vreți, din experiența personală, în primul rând, vă mulțumesc că am această oportunitate să particip la reuniune. Nu am știut, spre rușinea mea, mare lucru. Poate nu am reușit să regăsesc sursele de informare referitoare la activitățile dumneavoastră anterioare, însă sunt extrem de încântată și n-au trecut decât 2 ore și jumătate din acest eveniment, pentru că ceea ce am auzit aici mă ajută. Suntem după 5 ani în care nu am participat la absolut nicio activitate de acest fel. Fondurile alocate pentru resursa umană pe partea aceasta de specializare, întâlniri, au fost limitate, însă din totdeauna am fost adepta și am fost încântată atunci când aceste exemple de bună practică la care am avut ocazia să participăm și-au pus amprenta și asupra noastră. Deci încurajez astfel de activități, exemplele de bună practică, cel puțin pentru noi, pentru grupul nostru de experți, vreau să ne numim experți, în acești ani, chiar dacă 5 ani nu am reușit să participăm la astfel de cursuri sau activități în care să ne împărtășim experiența personală sau experiența pe care au avut-o fiecare dintre noi de-a lungul timpului și proiectele în care ați fost implicați, uite că de data aceasta încercăm să devină această activitate o activitate de viitor. O să transmit mesajul acesta către conducerea noastră, ceea ce aflăm aici, unde există o reuniune numai a experților în administrație, dar și a specialiștilor tehnici, ne ajută foarte mult. Pot să spun că de-a lungul timpului, nu vreau să monopolizez prea mult microfonul, de-a lungul timpului, ceea ce am reușit să ducem la capăt, proiecte, un portofoliu generos, să zic așa, sunt proiecte pliate pe toate cele 3 exerciții financiare, 2007-14, 14-20 și iată că, deși întârziate, îndrăznim să credem și am contractat deja proiecte și pentru acest exercițiu financiar. Ceea ce am reușit noi la Consiliul Județean să facem a fost în primul rând să ne consolidăm, așa cum spunea și domnul Cezar aici, să ne consolidăm echipa. Echipa care a dus în spate aceste proiecte este o echipă cu experiență de 20 și ceva de ani. Avem oameni tineri cooptați care au venit fie din privat, cu dorință de muncă, cu spirit de sacrificiu, pentru că poate pentru cei care lucrați în administrație știți foarte bine atunci când termenul de depunere a proiectului te presează, atunci când sunt, dacă nu ai o echipă dispusă să lucreze cot la cot și în afara programului, că nu se mai pune problema, atunci n-ai făcut nimic. Sunt oameni care în această echipă de proiect, chiar dacă nu au avut posibilitatea personal să participe la astfel de întâlniri, noi ne-am transmis tot timpul toate informațiile de care am beneficiat fiecare. Avem întâlnirile noastre regulate în echipă, fiecare prin experiența proprie pe care a avut-o, ca, așa cum spunea și colega mea, suntem nominalizați în echipe de proiect, de fiecare dată ne întâlnim, ne-am împărtășit impresii, am învățat și din ceea ce a fost negativ, poate, încercăm să ducem mai departe, însă, ceea ce spuneam, echipa de proiect contează foarte mult. Experiența ne ajută în activitatea de viitor, pentru că am încercat și cealaltă variantă în care managementul de proiect, cred că în exercițiul 2007-2014, să-l atribuim unor firme de consultanță. Am avut eu experiență, dar nefericită, zic eu, sumă destul de generoasă, numai că munca efectivă tot echipa de proiect din autoritatea publică adus-o. Și atunci, automat, am renunțat la această idee. Nu mai avem firme de consultanță pe parte de management, de implementare de proiecte. În schimb, nu am putut să spunem că nu am avut nevoie de specialiști, pentru că, așa cum știți și dumneavoastră, fondurile europene, cel puțin noi, pe portofoliul nostru de proiecte pe care l-am implementat,
destul de vast. Am plecat de la nevoile comunității, am ținut cont de tot ceea ce autoritățile publice locale au menționat în strategiile de dezvoltare locală, că de aici am plecat, am văzut nevoile, de fiecare dată n-am ratat, zicem noi, nicio linie de finanțare pe domeniul infrastructură, că a pornit de la drumuri și, cum spuneau antevorbitorii mei, sunt într-adevăr, dacă mergi în comunitate, principala nevoie este transpusă în nevoie de drum, apă, canal. Acestea sunt primele lucruri care au fost avute în vedere pe exercițiile financiare europene. Ceea ce am încercat noi să transmitem a fost faptul că până la un punct am putut să ducem la capăt astfel de lucruri, numai că fondurile europene, vedeți și dumneavoastră, cu cât ne trecem în exercițiile 2, 3 și mai departe, nu se mai concentrează numai pe infrastructură standard. Sunt fonduri care acum nu mai vin pe fonduri pentru infrastructură de drum rutier, să zic așa, ci mergem către digitalizare, către eficiență energetică. A fost greu să convingem primari din mandate mai vechi că locul trebuie să-l ia și astfel de investiții. Vedem ceea ce a prezentat domnul viceprimar aici de la Cornu. Tare mult mi-aș dori ca autoritățile și de la noi din județ să aibă ocazia să participe la o astfel. Eram învățați cu cei de la Cluj, care veneau pe toate întâlnirile să ne prezinte partea Ardealului, partea vest, câte fonduri au accesat. Iată că nici a fost o surpriză. V-am zis, lipsim de 5 ani de la astfel de întâlniri. Dacă am mai avut întâlniri, dar se pare că noi, românii, cel puțin noi, n-am fost, agreem mai mult întâlnirile acestea fizice decât participarea online e ușor mai, nu neapărat atât de atractivă, dar nu conduce la atât de multe rezultate, nu mai funcționează. Pe proiecte de infrastructură, așa cum vă spuneam și în exercițiile anterioare, am avut, pornind de la infrastructură rutieră, infrastructură de mediu, unde, dacă spuneți că veniți cu această expertiză, ne-am confruntat și cu probleme, am avut drumuri reabilitate pentru că am semnat contracte de finanțare, mă refer la nivelul UAT-urilor de comune, unde, din păcate, s-au semnat contracte pe drumuri, s-au reabilitat drumuri și ulterior am fost nevoit să implementăm soluțiile din POIM. Se știe foarte bine că restricțiile de 5 ani să nu afecteze infrastructura rutieră, așa că a fost o discuție destul de... Buzău este cel care a întâmpinat astfel de probleme, este și acum prin programul de alimentare cu apă. S-a făcut acest compromis unde drumurile reabilitate recepționate au fost nevoite să fie... poate ajungem și la aspectul acesta, poate nu, nu vreau să-l detaliez acum. Am avut parte de infrastructură pentru monumente, pregătim proiecte pentru turism, așa cum spunea și domnul organizator, patrimoniu natural, antropic al județului Buzău, nu că vreau să-l, poate îl știți, partea de gastronomie, am reușit să ne detașăm anul trecut și să ne acredităm ca Geoparc UNESCO, Geoparcul Ținutul Buzăului, unde încercăm partea aceasta de realitate augmentată, unde străinii și toți cei care recunoaștem într-adevăr după un an de acreditare UNESCO a Geoparcului, al doilea în țară, după cel de la Hunedoara, reușim, am observat că într-adevăr numărul turiștilor a crescut. Sunt atrași de partea aceasta de patrimoniu, de tot ce înseamnă tradiții, gastronomie, în primul rând, și să sperăm noi că vom reuși să ducem la capăt. Avem ceva în vedere și pe partea de realitate augmentată, tocmai pentru a reuși să ne promovăm și mai mult. Dacă vreți, parte de digitalizare, avem un sistem GIS câștigat tot printr-un proiect cu fonduri europene. Încercăm să introducem partea aceasta de infrastructură, de drum, de tot ce înseamnă. Am avut proiecte în derulare prin fonduri de mediu.
prin POIM pentru arii naturale protejate. Am avut hărți de habitate monitorizate. Încercăm să introducem, pentru că am văzut că impactul tehnologiei se reflectă clar nu numai în tot ceea ce înseamnă ulterior beneficii aduse în județ, fie prin creșterea numărului de turiști, fie prin resurse financiare aduse județului ca urmare a dezvoltării acestui laturi. Poate am omis lucruri pe care nici nu mi le-am sintetizat așa, într-o... Da, noi v-am luat prin surprindere, că tocmai ca să vedem, ia da. Să vedem să descurcă cineva de la Consiliul Județean. Aia, da, ne descurcăm, care, dacă așa uite, ceea ce ați prezentat este un exemplu de bună practică, atât ca și comunicare, dar chiar și ca implicare în diverse proiecte. Ca să vă comentez puțin ce ați spus dumneavoastră, e bine că la nivelul Consiliului Județean, și ideal ar fi să fie la nivelul tuturor consiliilor județene din toată țara, să existe o viziune, hai să spunem, unitară pe zona pe care o reprezintă. Fiecare regiune are o caracteristică specială și atunci ar trebui, dacă tot vorbim de festival, de a mânca, de sănătos, românește, acolo, bine, îți mănâncă și covriș și așa mai departe, dar nu întreb un anumit. Exact, da. Cei de la Cluj, bineînțeles că poate ar trebui să iau un exemplu de bună practică. Bine, Clujul știți că din greșeală e în altă țară, da? Adică noi, adică ca să nu cădem în alte discuții, glumesc. Acum mă întorc. Ceea ce spuneați vis-a-vis de investițiile care au venit, poate, pe infrastructură, ele n-au venit acum. Ele ne roagă Uniunea Europeană de 15 ani, de 20 de ani să le facem, da? Chiar și dinainte de a fi în Uniunea Europeană. Nu ne-a făcut numai iar sens să stăm acum să vedem de ce n-am luat bani, de ce nu răspundem pe ei, de ce l-am dat, ne frică să luăm bani și și și. Că intrăm într-o teorie a conspirației, intrăm în alte discuții și așa mai departe, dar care ne frământă pe noi ca cetățeni de rând. Și atunci mă întorc. Să știți că ceea ce a venit s-a cam închis. Și este normal acum să vină alte direcții, pentru că Uniunea Europeană cât să ne aștepte ca noi să scoatem WC-ul din fundul curții și să-l punem cât de cât legat la o canalizare? Au așteptat. Mai departe dau alți bani, pentru că la nivelul Uniunii Europene există alte interese. Chiar pe bune să facem digitalizare, chiar pe bune să facem sustenabilitate, chiar pe bune să ne ducem într-o zonă de green și 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 și. Și atunci, asta e. N-am făcut ce am făcut cu bani care puteau să vină din zona fondurilor europene, indiferent că sunt structurale, că e PNRR și 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 și, o să facem cu bănuțul nostru din buzunar. Și atunci, da, poate o să ne gândim cum să facem turism, să mai adunăm niște bani, să mai facem vreo alee, să mai reparăm o stradă și așa mai departe. Și atunci apare acel spirit, într-adevăr, eu știu, antreprenorial, culme la o administrație publică, care, din păcate, nu este. Și închid acest lucru. Vă critic și pe dumneavoastră. Sunteți în capăt. Ați avut o zonă de mijloc pe doamna și în capătul celălalt știți că am avut un comentariu. Ați exagerat cu cuvântul echipă. Păi... Știți că l-ați folosit de 32 de ori în interval de 15 minute? Da, mă crezi. Ceea ce înseamnă... Nu, doamne ferește. Deci... Acum e o glumă serioasă, da. Pentru că încă o dată noi trebuie să lucrăm în echipă cu toți. Indiferent că această echipă este omogenă, că e heterogenă, că e formată doar din oameni din administrație, că este formată și cu specialiști, puțin vă critic. Pe undeva de pe bună dreptate ați spus că nu mai apelăm. Stați o secundă. Exact, la o firmă. Ok, nu mai apelăm la o firmă de consultanță, că domnule, am dat bani fără număr, fără număr și ei nu și-au făcut jobul. Acum eu vreau să vă spun un lucru. Și eu am firmă de consultanță, ca mulți alții. Numai că eu am bunul simț să recunosc că noi nu am avut în școală a ne învăța cineva să facem consultanță. N-am învățat să facem antreprenoriat, n-am învățat să facem multe lucruri, nici măcar administrație publică, stăm acum să facem teorie. Deci din punctul ăsta de vedere, poate au fost firme care au primit bani și nu și-au adus o plus valoare, dar aveți mare grijă, nu se poate face doar de primărie, nici project management, nici urmărire, nici măcar concept de dezvoltare, decât dacă lucrez și adun o masă critică de oameni și începem să comunicăm. Unul din scopurile acestei întâlniri, Smart Village, este să căutăm pretexte mai departe să ne întâlnim. Nu neapărat că trebuie să facem bani, nu neapărat că trebuie să vindem nu știu ce soluții. Bun, fi și astea, bineînțeles.
Dar știți ce o să câștigați dumneavoastră? Că dumneavoastră nu aveți cum să câștigați din bordurile care le pune inteligent nu știu cine sau din nu știu ce soluții digitale. Dumneavoastră veți câștiga pentru că la un moment dat vi se ia o grijă de pe cap. Și la un moment dat, chemați-ne! Chemați-ne să avem o masă de comunicare. Vedeți, s-a inventat și online-ul, putem sta pe Zoom, pe Moon. Nici trebuie să ne adunăm, că dacă ne adunăm, ați văzut că l-a întrebat pe domnul vice, dă drumul la grătar și a cotit așa. Ok, și atunci, din punctul ăsta de vedere, hai să comunicăm mai departe. Pentru că sunt atât de multe probleme, atât de multe lucruri bune care am putea să le dezvoltăm, încât, de fapt, ăsta este scopul. Dacă îmi permiteți o concluzie vis-a-vis de partea dumneavoastră tehnică de prezentare a tot ceea ce înseamnă eficiență energetică, un punct slab al nostru a fost acela că neavând expertiza necesară, totul se rezumă la aceste caiete de sarcini. Atunci când am depus proiect de amenajare parc fotovoltaic, atunci când am depus proiecte pentru partea de eficiență energetică, dacă noi nu ajungem să cunoaștem ceea ce dorim să primim de la proiectanți și prin caietele de sarcini nu reușim să transpunem în cuvinte clar, ei, recunosc că acolo ne trebuie această expertiză și sunt extrem de utile astfel de lucruri, pentru că, într-adevăr, mă simt depășită, ceea ce punctați foarte bine, nu avem nevoie de ventilator ci de aparat de climă, avem nevoie de pompe de căldură. Au fost nefericite situațiile în care acesta e un punct slab al tuturor exercițiilor pe care le-am parcurs financiare de la Uniune, când la procedurile de achiziții nu întotdeauna au câștigat cele mai bune firme care puteau să aducă cele mai multe proiecte de calitate. Au câștigat pentru că nu aveam criteriul de multe ori decât acolo unde procedurul mă pricep exact pe partea aceasta de achiziții, dar punând acest prețul cel mai scăzut, sunt niște condiții. Deci la procedurile unde am făcutat prețul cel mai scăzut, ne-am trezit cu firme care calitatea a lăsat de dorit. Și am fost obligat să ducem contractul la capăt cu ei, motiv pentru care ne-am trezit cu proiecte scrise. Nu sunteți obligați să duceți la capăt nimic. Pentru că legea care există în România are plusuri, are minusuri, dar are și portițe de interacțiune. Asta ca să lămurim lucrurile. E o scăpare. Și venit ăla cu prețul cel mai mic și eu trebuie să respect. Nu. Există portițe. Nu are sens că intrăm în o altă discuție și dezvoltăm mai mult decât trebuie. Eu încerc să vă spun altceva și închidem ca să putem să ajungem și la comuna. Da? Ok. Ne așteaptă cu repea și cine știe. Dă și acolo drumul la grătare, Doamne ferici, o să întâmplă conferințele astea. Adică nu o să mai avem. Da. Vreau să vă spun doar un singur lucru. Vedeți că există tot conform legii, la licitație sau chiar la atribuire directă, există particularitatea de a te duce cu firme care să vină nu numai cu preț de kamikaze și care astăzi în mâine nu există. Există criteriul de calitate. Există criteriul în care spui, bă, trebuie să-mi dai într-un raport de preț, calitate și performanță serviciile tale. Și atunci o să vedeți că se cenzurează lucrurile. Ar trebui să vă uitați puțin, bă, dar asta în viața lui a mai făcut vreo ceva? Ne uităm. Da, depinde că cine să uită. Nu, e că nu că trebuie să căutăm vinovatul acum, că nu are nicio importanță. Din păcate e o stare de spirit în toată România, pe care să sperăm că vom fi smart și vom trece mai departe. Din punctul ăsta de vedere, trebuie să luați firme care, bă, tu ai mai făcut la altă comună, arată-mi și mie, uite, de un proiect să înțeleg și eu ce ai făcut. Pentru că eu nu vreau să fac exact ca la Cornul. Bă, am văzut niște lucruri care le-a făcut acolo. Uite, aș vrea să fac asta. Asta înseamnă comunicare interactivă pe care noi nu o avem și trebuie să recunoaștem acest lucru. Noi o avem în pătrățica noastră, fiecare în bucățica noastră. Gândim în continuare, din păcate, ca niște haiduci. Fiecare cu haiducia lui, ca să mă exprim elegant. Da? Și uităm că la un moment dat a fost chiar un film care se chema Haiducii lui Șapte Cai. Și care spunea, erau toți acolo, artiști, figuri și așa mai departe. Și domnule, uite, ăia s-au adunat și au făcut. Bine, tot golani erau, tot furau de la... Nu, că noi furăm de la aia bogați și dăm la aia săraci. Noi acum facem invers. Dar, încă o dată, echipa, și asta de fapt vreau să subliniez, cuvântul de echipă, cu un reprezentant care la un dat are credibilitate, cu o continuitate care la un dat trebuie să se întâmple, dar nu cele din urmă cu o viziune
și un plan de sustenabilitate, care încă o dată n-aveți cum să-l dați voi. Trebuie să-l dea o echipă de oameni care să se adune și poate unii chiar trebuie plătiți pentru așa ceva. Și atunci, ce încercăm noi și închid acest subiect aici prin acest forum, este uite să discutăm. De cât timp n-ați mai discutat liber? Am spus. Nu neapărat că nu v-au chemat la cursuri. Dar nu neapărat. Să aveți polemici de astea cordiale, să ne certăm între noi, să iasă ceva, să... Bine, nu în sensul scântei, dar din punctul ăsta de vedere, nu e binevenit acest lucru? Extrem de utile. Ok. Și cu aceasta dăm legătură cu studiourile, publicitate și o invităm la Comuna Luizică să ne prezinte mai departe. Și activez ca și secretar general la Comuna Luizică Lucăra, județul Bacău, o comună din Moldova, România, județul Bacău, cu o populație de 4.800 de locuitori, se întinde pe o suprafață de 32 de kilometri, 31. Este pentru prima dată când particip la astfel de eveniment Smart Village. Am emoții, mă scuzați. Da. Proiectele derulate de către Comuna Luizică Lugăra în perioada 2020-2024 s-a axat pe modernizarea sistemului de iluminat public stradal, contractul de finanțare semnat la data de 19.12.2023, în cuantum de 999.838 de lei, construirea unui parc de joacă din satul Luizică Lugăra, s-a semnat contractul adițional de finanțare la data de 27.12.2021 în cuantum de 2.186.758,2 lei pentru asfaltarea străzilor Andrei Lupo și Nucului din satul Osebiț, lucrare executată și recepționată la data de 8.09.2022. S-a reabilitat săl de sport din clădirea spirituală a școlii gimnaziale Luizică Lugăra, reabilitarea căminului cultural din Comuna Luizică Lugăra, s-au obținut toate avizele necesare pentru planul urbanistic general, s-a implementat reabilitarea liniei electrice din școala gimnazială Luizică Lugăra, s-a înființat sistemul de supraveghere video din Comuna Luizică Lugăra, s-a achiziționat un utilaj din fonduri europene pentru intervenții în cazul unor situații de urgență, s-au obținut finanțări în cuantum de 9.224.048,47 de lei din programul Angel Salini pentru asfaltarea străzilor din Comuna Luizică Lugăra, județul Bacău. S-au obținut finanțări în cuantum de 175 de milioane din fonduri europene pentru implementarea unui transport comun ecologic împreună cu celelalte localități din zona metropolitană Bacău. S-a îmbunătățit condițiile transportului public județean. S-a extins rețeaua de apă a Comunei Luizică Lugăra, județul Bacău. S-a obținut finanțare. Deci, de fapt, am finanțat și am sprijinit parohia Luizică Lugăra pentru finalizarea bisericii din Osebiț, a unei capeli, capela eroilor de pe dealul Gherț și a casei mortuare din Luizică Lugăra. Am înființat nomenclatorul stradal. Am amenajat curtea căminului cultural. S-a efectuat demersurile necesare pentru marcarea de material lemnos în interesul celor care nu au efectuat dezbaterea succesiunii sau ieșirii din indiviziune. S-a accesat finanțări în cuantum de 997.460,34 de lei fonduri europene pentru utilarea completă a școlii din localitate. S-a rezolvat dosarele de fond funciar, parțial, că fondul funciar nu se termină niciodată. De fiecare dată întâmpinăm dificultăți. S-a înființat un serviciu
de îngrijire medicală la domiciliu, în cadrul primăriei, pe partea de asistență socială, împreună cu operatorul regional, compania regională de apă din Bacău, a fost semnat contractul de execuție pentru canalizare din comună, în cuantum de 25.275.608,92 de lei, fonduri europene. S-a implementat cadastrarea gratuită a proprietăților din localitate prin atragerea unei finanțări externe. S-au obținut finanțări în cuantum de 12 milioane de lei din programul Angel Salini la data de 1.11.2023 pentru înființarea sistemului de alimentare cu apă, obținerea vizelor, Transgaz și scoaterea la licitație în data de 24.05.2024 în vederea concesionării serviciului și execuției lucrărilor. După cum vedeți, sumele atrase și aflate în implementare în perioada 2021-2024 pe fonduri europene și fonduri guvernamentale. Astfel, Comuna lui Zicălugăra și-a propus pentru perioada 2024-2028 să asfalteze toate străzile din comună după execuția lucrărilor de infrastructură, gaz și canalizare, să îmbunătățim sistemul electric de alimentare cu energie electrică prin modificarea liniilor de medie tensiune și montarea unor transformatoare. Ne propunem să înființăm o stație de reîncărcare electrică în comună și nu în ultimul rând înfrumusețarea comunei prin lucrări de amenajare a spațiilor publice libere și a rigolelor, construirea unui parc în localitatea Osebiți, achiziționarea unui teren pentru construirea unei baze sportive, reabilitarea planoului din fața bisericii după introducerea terenului în domeniul public. Pe scurt, așa se prezintă Comuna lui Zicălugăra. Suntem convinși cu muncă și perseverență vom reuși să ajungem la noțiunea de Smart Village. Vă mulțumesc pentru atenție și studiați emoțiile. Reprezentant care la un dată și asumă o anumită direcție de continuitate și dezvoltare sustenabilă, ceea ce este foarte bine. Până în 2024 ați făcut foarte multe lucruri, care înseamnă o atitudine smart, ceea ce e bine. V-ați propus pe următorul, hai să spunem, 2024-2028, ok? Încă tot felul de direcții de continuitate și de dezvoltare. Dar dacă puțin vedem în amănunt ceea ce s-a făcut, noi de fapt am adus o comună într-o zonă de normalitate de a trăi. Asta înseamnă că pe undeva am fost foarte departe la un moment dat de lumea dezlănțuită. Și atunci toate lucrurile acestea erau normal că trebuia să se întâmple. Că nu s-au întâmplat timp de 30 de ani și abia acum se întâmplă cu viteză extraordinară, e binevenit. Că nu am băgat mâna în buzunar și n-am fost gospodar când trebuia să fim și uite, vin fonduri europene, fonduri structurale și, iarăși este binevenit. Problema este că la un moment dat ar trebui să gestionăm aceste lucruri cât mai smart. Atât în zona de concept, în zona de planificare, în zona de finanțare, în zona de implementare și nu cele din urmă în zona de exploatare a fiecărei, hai să spunem, investiții pe care v-ați propus-o acum. Mai că lucrurile acestea se vor întâmpla într-adevăr și poftim în acești 4 ani. Sunt sigur că mult mai multe lucruri se vor întâmpla. Întrebarea mea este alta. De ce trebuie să mergem? Pe timpul lui Ceaușescu era cincinarul care tot îl făceam în 4 ani și jumătate și la un moment dat încă 5 ani. Acum am transformat cincinarul ăsta într-un mandat de primar, care 4 ani și încă 4 ani. Doamne ferește să nu câștige ăla și să vină altul. Și la un moment dat, eu știu, pe lista aia jumate să cadă sau eu știu să vină altele și așa mai departe. La comuna dumneavoastră, cum această întrebare de fapt este pentru toată lumea, există un plan de dezvoltare sustenabilă pe termen lung
lung, din păcate, în România nu putem vorbi de 20 de ani, de 30 de ani, pentru că suntem în alt serial. Dar măcar pe vreo 10 ani, indiferent ce primar va veni, indiferent ce echipă își va alege el, politic și așa mai departe, administrativ, există o direcție pe care, corect, vedeți că conform legii, noi ar trebui să respectăm aceste direcții, pe care, la un dat, ele trebuie coroborate la nivelul de județ, cu direcțiile care sunt județene, la nivel chiar de orașe, unde poate noi suntem într-o zonă metropolitană cu orașele respective. Deci, lucrul acesta, din păcate, în România, nu există. Dacă nu există, există pe o hârtie. În realitate, el nu este. O strategie pe hârtie există? Nu, strategia este o intenție. Când deja pui plan, începe să fie cam la un dat o obligație. Când culmea mai pui și în practică, înseamnă o continuitate. Întrebarea e simplă. V-ați gândit pe 10 ani ce ar trebui să faceți? Că la un dat, le faceți pe astea. Și ce mai faceți după aia? V-ați plic? Deocamdată ne raportăm la normalitate, cum a spus și dumneavoastră. Suntem o comună aproape de județul Bacău, la 7 km și nu avem canalizare, nu avem gaz. Bun, și după aia? Ne gândim pe viitor. Uite, tu ești un copil tânăr și da, binevenit și într-adevăr ți-e frică să zici, cu toate că ai o anumită poziție, totuși strategie, secretar general al... Ok, bun. Ceea ce sună bine. Vezi că asta nu înseamnă o poziție, înseamnă o responsabilitate. Știu că sunt garantul întreba... legalității actelor administrative. Da, nu intrăm în fișa postului, că deja e alt serial asta. Da. Ok. Eu vreau altceva să te întreb. Apropo de zona de tineret. Ca să ai continuitate într-o comună, care la un dat o să aibă apă, canalizare, o să aibă lucrurile, nu știu, drumurile asfaltate, piste de biciclete și așa mai departe, la o comună, na, cum aveți voi, să spunem, 4.000 și ceva de oameni. 4.800. Extraordinar. Te-am văzut cu cifrele, ești fabuloasă. Adică spuneai că proiect de 999.742,56. Da. Noi, ca antreprenori, îți spuneți, cam un milion, așa, adică un milion, plus ceva. Plus, minus. Ok, da, uite, coleg, bun, ceea ce ok, nu zic că nu e bine. Ok, hai să ne întoarcem. Din 4.000 și ceva de oameni, pe bune, câți mai există? În țară? Nu, vorbim cu comuna voastră. Comuna noastră? 4.800, la ultimul recensământ. Am înțeles. Bun, ești rezervată și nu vrei să-mi răspunzi. Bun, acum și eu vin tot din zona Moldovei și știu foarte bine că, din păcate, cel puțin jumătate din cei care sunt în media de vârstă de 35 de ani nu există în aceste comune, sunt plecați afară și muncesc, au rezidențe afară, au buletinul într-adevăr aici, nu vin culmea la alegeri pentru că sunt departe și nu le-ar conveni. Chiar dacă aleg pe undeva pe afară la, hai să spunem, cum au fost ăștia cu europene, sau cum vine el prezidente, l-am dat să le aleagă, din păcate ei n-au nicio influență. Lucru care e dramatic, de fapt, în România. Iar noi, în clipa de față, dacă ți-aș cere la zona electorală și ți-aș spune câți oameni pe bune s-au au votat la tine... S-au prezentat la vot 2.800. Corect. Din 2.000 și ceva, te asigur eu... Din 4.800. Bravo. Din 2.000 și ceva, cel puțin jumătate, sunt oameni care, conform, apropo de statistică, din Institutul Național de Statistică, e bine să știi că în comunile din România, conform ultimului recensământ, cel puțin jumătate din populația României a trecut de vârsta de 60 de ani, și jumătate din populația României este la țară. Și atunci, dacă faci matematic, tot vorbind de matematic în treaba asta, dramatic este că la un dat acești oameni, și eu am sărit de mult de 60, dar la un dat încă n-am, mă învârt ca un coeficient. Problema este că la un dat cei de acolo din comune au peste 70-80 de ani. Și eu te întreb, că tu ești un copil încă o dată tânăr, peste 5 ani, la următoarele alegeri, vezi că ăștia nu o să mai fie, că nu mai poate să ajungă pe acolo. Al doilea, pentru cine faceți piste de biciclete sau pentru cine faceți parcuri? Dacă noi nu avem un program nostru de sustenabilitate și de continuitate și cum aducem oamenii tineri înapoi? Sau cum nu-i mai lăsăm să plece? Sau cum dăm la investitorii care vin din zona particulară posibilitatea, nu știu, să vină să facă o hală de făcut cuie? Sau eu știu ce vrei tu. Începem și atunci, să creiem. Nu, asta cu începutul trebuia început acum 30 de ani după Revoluție. Asta e o poveste. Eu vorbesc practic. Și asta eu trebuie să o am într-o, cum spui tu, strategie, într-un plan, în care la un moment dat, oricine ar veni ca primar, de oriunde ar fi, din Cuca, Măcăiș, și mai departe, el corect ar trebui să ia direcția aia. Să spună, bă, ce vrem noi în comune? După care corect să-și pună particular niște direcții ale lui, ceea ce este corect. E personalizarea programului.
dar liniile în linii, linii directori, liniile trebuie să existe. Înțelegi ce te întreb eu? Uite, acum aștept să-mi răspunzi responsabil pe ce te-am întrebat eu. Și încearcă să nu mă duce în virgulă, în punct. Zim ceva la modul general. Ce vreți voi, tineri? Ați făcut vreo zonă în care l-am dat să construiți încă 20 de case noi pe loturi care să le aveți de jur împrejurul comunei? Ați gândit la un moment dat acolo o zonă rezidențială care l-am dat să-i duc direct utilitățile, să-i fac deja plan urbanistic și așa mai departe? Pentru că altfel, dacă tu n-ai să aduci 10, 20, 30 de familii care să facă copii, care să ducă la grădinițele astea, care sunt smart, minunate, fantastice, la un moment dat cine o să mai ducă? Păi tocmai când l-am făcut. Te-am prins. Sunt bun, închei subiectul. Mă bucur pentru ceea ce ai făcut. Dacă sunt alții care vor să intervină, dar o lăsăm că e și așa timidă și nu trebuie să o timorăm mai mult decât trebuie. Mulțumim, chiar ați făcut o treabă extraordinară. Felicitări. Și mulțumesc pentru invitație.